Aló. Guti tutoror. Buenos días, hermanos en Chile. Good. O că merge. În regulă. Salut, salut, salut. Salut. Saluti, 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 saluti. Gata, suntem bine. Vă salut pe toți. Salut, salut, salut. Salut, salut, lei în ordine. Băi, vedem, vedem. Wow, ia să vedem. Vă salut pe toți. Astăzi o să facem review-uri, deci am făcut așa un titlu. Astăzi facem un o să facem niște review-uri de calitate, cum v-am obișnuit. Și acum o să vă răspund la toate întrebările legate de jucători, ca să nu mă mai întrebați în timpul săptămânii. Primesc întrebări în fiecare zi. Bă, care e mai bun, care e mai bun? Astăzi o să vă răspund la toate întrebările. Încerc să fac câte review-uri se poate sau câte se pot face. O să sunt convins că o să fie și membrii și încerc să-mi dau silința. Uite, și avem 67 de echipe aici și avem foarte mulți membri. Salut, salut, salut. Salut. Hai să facem și acolo like-uri forță. De început așa 150 chiar repede. Mergeți să fac Militao flashback în loc de Maldini mid. Uite. O donație de 1 euro de la Retri. Salut, salut, salut. Mergeți să fac Militao flash, da, frate, merge. Care mai bun, de unul tot sau toti? E o întrebare cu troll. Pot să-ți trimit și eu. Bă, ați avut timp până la ora 17. Mereu zic până la ora 17 trimiteți-mi pe comunitate. După aceea, doar cu donație sau cu membru dacă aveți. Dar respectați și voi un pic ora aici. Salut, salut, bă, salut. Vamos, caralho! Vamos! Saluti! Salut, salut, salut. Ele baby sau gurit prime. Jacarigia conem moment. Ce frumos ești, mulțumesc, mă și întrețin. Salut Andrei Wolk, salut. Salut Claudiu. Salut, s-a prelungit Weekend League. Da, frate, s-a prelungit, se joacă 2 săptămâni. Vă spune și unde să-ți trimite, frate, să fac. Foarte simplu, vă fac un tutorial acum tuturor. E foarte greu să te uiți, gen, pe să intri pe un canal și să te uiți. E greu, e greu, de aceea eu sunt în ajutorul vostru. Intrați frumos, uitați-vă pe PC. Acesta este canalul meu. Ne-a zis că am făcut 70.000 de abonați și vă mulțumesc frumos. Și scrie aici, mare, comunitate. Comunitate. Intre aici și aici lăsa echipa. E foarte simplu. Ne-a pus de-ale care că am trebuit să plec. Da, mă, frate. Da, un pic. E pentru echipe de 200k. Nu e o problemă, frate. Nu e o problemă. 200k. Așa ne jucăm. Copil, nu? O părere despre Jonathan și Teixeira. De unde? Din China? Nu știu ce să zic. Ce nume. Salut bro, Beneder 87 sau Mbappe 89 striker? Beneder. Salut, salut. Dă-ți mustața jos, nebunule. Mustăcioara lui Panacorbului. Te rămâi, spor la review, mersi frumos. Ce chem style ai pune pe Militao? Hai să ne vedem, să ne uităm, ia să vedem. Bine. Imediat vedem și pe Militao ăsta cum stă. Ia uite ce caută. Căutam la jucător Footbin. Militao. Ce aș pune eu pe el? Bă, aș pune... Scena în caz, păi nu vreau să schimb scena. Mă uit eu așa la el. Bine, hai că na, să vă arăt și eu. Bă, eu aș pune... Ia să vedem. Nu gladiator, mă, doamne. Ce pun, mă? Sentinel? Bă, dacă vrei tu să ai, dacă ești mulțumit cu viteza, pune sentinel. Sau ia, ancoră.
Sentinel. Shadow nu știu dacă merită Shadow. Shadow sau Sentinel aș pune eu. Costa Food Birthday, Ronaldo Gold sau Neymar Gold cu Mbappe? Că am nevoie de un lamp și un striker. Neymar cu Mbappe. Salut chat, salut, salut. Mă duc și derulez de eu live. Bă, da. E o idee. E o idee că o să avem de făcut și încă una mini unboxing. Sau o să vă zic despre ce am făcut, ce upgrade am făcut la calculatorul meu. Mi-am luat o chestie nouă. O chestie nouă, dar mai stăm un pic să mai intre lumea. Pare Ronaldo verde. Nu, mie nu-mi place deloc Ronaldo. Nu-mi place Ronaldo deloc. Putramit sau Son toți? Son, frate. Pare Balak Prime, nu e ce trebuie Balak. Am dat refresh la live și ca să vezi ce susținere primești din partea mea, nici nu am dat skill la reclamă. Mamă, și dacă era de aia de 5 minute? Cum fac să-mi las echipa să o vezi? Bro, până la ora 17 puteai să o pui acolo pe comunitate, acum doar dacă vrei să donezi, atât. E bun Varane Headliner, este bun. Rere Proms. E ok, Proms. Am și o întrebare, să dai Eusebio Baby pentru Crive Meat sau să iau un Mbappe birthday cu Di Maria? Dai Eusebio Baby pentru Crive Meat sau să iau un Mbappe birthday cu Di Maria? Mie îmi place Mbappe, eu nu sunt, nu e Eusebio pe genul meu, dar parcă aș l-a luat pe Mbappe, aș face aia cu Mbappe. Ne putem vedea interviu de la Antena 1. Bă, dacă căutați pe Google Observatorul, nu știu. Nu știu. Trebuie să fie ceva. Căutați pe Observator, pe site, pe Antena 1. Nu știu exact. Oh, și un nou membru! Avem un nou membru, dacă doresc, pun link în descriere. Da, pui acolo la mesaj tu streamer, pui link-ul la echipă. Mersi frumos, mersi frumos de membru. Mersi mult de membru și Tudor Lungu a devenit Gold Rar. Tudor Lungu? Încă un membru! Cosmin a devenit Gold Rar! Mulțumesc frumos! Mamă, doi membri așa! Da, mă, da! Da, da! Luați-vă grad pe Discord și... Da, să vă mai arăt și încă o chestie. Deci luați-vă de grad de membru pe Discord. Cum faceți asta? E foarte simplu. Uite, vă arăt acum. Hai să mai urcăm acolo cu like-uri, că avem 147. Hai să facem... să facem 200... 200 de like-uri așa rapid. Unde e, mă, canalul meu? Canalul meu aici. Așa. Cum vă luați voi membru pe Discord? Click dreapta. Foarte frumos. Server settings, integration. Și aici vă conectați contul de YouTube cu Discord. Ei bine, bun, și am mai creat aici o secțiune de membri unde putem discuta și puteți să-mi puneți întrebări. Bun, eu unde am intrat, mă? Așa. Hai să ne băgăm din nou aici. Câte like-uri am? 160. Nu e rău. Hai să mergem ușor acolo sus, pe 200. Nu se aude sunet la membri. Nu știu de ce nu s-a auzit. Nu se aude? A, gata. Știu de ce nu s-a auzit. De bice cu echipele. Mai stăm un pic, frate. Mai stăm un pic să ne mai strângem. Te auzi puțin încet. Bă, nu cred că mă aud. Cred că e singurul care zice asta. Andu-i Soko Footbury sau ăla 91? Unde pot să-mi las echipa pentru review? Intră pe comunitatea acolo și lasă link-ul, că o să mă uit eu la membri. Soko Footbury sau ăla 91? Bă, Alan. Soko ăla, nu știu ce să zic. Mai bun Alan. Mai stabil. Bă, da, te auzi încet. Alo? Bă, nu cred, mă, că mă aud încet. Ia, stai un pic. Geo cu 5 euro, cu link. Mersi frumos de donație, o să mă uit când începe review-le. Mersi frumos de donație, mamă, stai un pic. Yeah. Da, să zicem că un pic. Ia să dăm un pic mai tare aici. Ia, yeah. Da, nu știu ce să zic. Control. De exemplu, muzica de la... Păi da, mă, muzica de la donație e altceva. Muzica de la donație e altceva, normal că trebuie să se audă. Se audă un pic mai tare. Sound, nu aici, aici. Microfonul, level.
75, hai să dăm la 80. Așa. Bun. Stați așa, stați așa, că nu e așa. Să mă pun așa pe full screen, atenție mare. Moment de maximă importanță. Am primit zilele astea de la Elgato o super placă de captură. Placa de captură, să văd dacă se vede așa. Eu am băgat placa de captură în calculator ca să văd dacă merge și n-am mai scos-o, dar așa o să vă arăt un mic review. Opa, scuze. Pe partea asta, placa de captură 4K 60 Pro Game Capture, vedeți aici frumos, pe care o puteți găsi și pe scule de gaming. Uite, o să intrăm acum pe scule de gaming. Scule de gaming, hâți Johnule. Deci aceasta este placa de captură pe care eu am primit-o. Le mulțumesc celor de la Elgato și celor de la scule de gaming pentru că mi-au oferit această placă. Și o să trecem la următorul nivel de calitate a live-ului. Sper ca ușor, ușor să-mi fac upgrade la toate nebunile și să ne vedem chiar dacă se poate în 4K. Pentru această placă de captură oferă și calitate 4K. Ei bine, hai să mă pun înapoi pe full, două secunde. Eu am folosit-o pe asta înainte, pe care vă recomand foarte mult celor care vreți să vă apucați de stream. HD60S, foarte, foarte bună. Dar o să o dau mai departe unui coleg din organizație care se joacă PUBG Mobile, Andy, se numește, o să-l găsiți și pe el pe Next Please pe Facebook. Ei bine, hai să vă zic câteva chestii despre chestia asta, despre placa asta de captură. Se poate folosi și la PlayStation și la Xbox One. E un pic diferită față de placa de captură asta. Asta merge cu HDMI și nu e nevoie să o bagi în calculator. E bine, pe asta trebuie să o bagi în calculator, că se conectează altfel din câte am văzut eu. Eu nu mă pricep așa bine la conexiuni din astea. Vedem aici rezoluții suportate până la 2160. Foarte ușoară, 105 grame. Funcții, vedeți aici. Dar nu vedeți voi. Acum vedeți. Deci am zis așa. Poate folosi și la PlayStation și la Xbox. Avem greutate de 105 grame, foarte ușoară. Plus că se instalează foarte, foarte ușor și vă recomand și vouă dacă vreți să treceți la următorul nivel. Dar pentru început, dacă sunteți la început, vă recomand această placă de captură HD60S. Încă o dată, scule de gaming, aveți site-ul în descriere, cele mai bune periferice, cel mai bun site, nebunie. Foarte, foarte bună treaba. Le mulțumesc celor de la Elgato și sper ca ușor, ușor să ne facem încă un upgrade. Haide să trecem pe echipe. Ce monitor ai? Eu pe care mă joc e un BenQ XL2411P. Salut Alexandru, mulțumesc și răbdare, mersi frumos. Bag-o la giveaway. Bă, nu o dau la giveaway pentru că asta o să o dau mai departe unui băiat care se joacă PUBG Mobile și este la Next Please. Echipa de PUBG Mobile de la Next Please este foarte, foarte bună, una dintre cele mai bune din Europa, cred că top 6 să nu greșesc, și o să se apuce și el de stream. Și eu așa că eu dau lui pentru că nici eu n-am primit-o, n-am cumpărat-o, am primit-o de la cei de la Netflix. Așa e frumos, o dai mai departe. Faci mie un review dacă nu ai echipă? Da, frate, cum? Ai văzut că se duce Teles la PSG? O donație! Alexi Toma! Mersi frumos cu link, o să ne uităm după ce termin aici cu membrii. Haide mă să trecem pe PC, stați un pic. Trecem, tați două secunde, hâzgionule. Dar din dar sfacerea e corect, părere Mișu că ai treabă prea mai tu slăbuț. Salut, lactic pe fajiriu. Bă, o să încerc să fac la cât mai multe. Sper să mă încadrez într-o pe monitoare ieftine pe site-ul ăsta de gaming. Pe ce vrei mă, bro? Calitate sau cantitate? Eu zic că sunt prețuri bune. Dacă pui în balanță, bine, nu mă pricep eu. Găsiți acolo absolut tot ce vreți voi. Și de-astea mai ieftine și de-astea mai scumpe. Depinde de buget. Așa, hai să ne punem pe PC. Frumos, Johnule. Ia stați așa, să pun asta aici. Gata. Dacă ne vii membru acum, îți poți lăsa link-ul la timp? Da. Dar o să trebuie să mai aștepți un pic. Pentru că deja au fost câteva donații cu link. Ia să vedem primul membru de astăzi. Salut Ciprian Suciu, 100 de pe minim. Nu, am 70 și ceva, din păcate. Din păcate 170 și ceva și o să fie 100%. Băieți care o să supere că nu am făcut, de asta zic din păcate. Messi Gold sau Di Maria? Bă, mie-mi place Messi, dar nu știu dacă mai e ce trebuie Messi Gold.
Parcă ai zice Messi. Bă, parcă ai zice Messi, parcă ai zice Di Maria. Te-am văzut la Antena 1. Mersi, frate, mersi, mi-ai făcut cu mâna. Părere Raja Golan toți. Bun, bun, bun. Ia să încearcă aici Mihai Best Gamer. Salut, mare fan, joc pe Xbox, buget 500k, joc 4-2-3-1, 4-2-2, 4-4-2 sau 4-2-2. Iar e cu Hagi? Eram sigur. Buget 500k. Buget 500k, mamă, și de ce m-a balac ăsta aici? De ce e balac ăsta aici? Ai subscriere la Dorian Popa? Da. De ce este balac ăsta aici? S-a zis, mă? 500.000? Ia. Yeah. 500.000, un jocaș. Un jocaș de 500.000. Ca să aibă Gnabry 10. Aaaa, da. Gata, acum am prins. Păi și altfel nu se poate scoate, mă? Altfel nu se poate face echipa asta ca să aibă nu prea. Trebuie un neamț. Ce neamț? Mai e Mateus. Ia, ma. Am zis Mateus. Trage apa după el. Bă, ia stai. În situația în care tu l-ai pe Sisoko, ia cât e balac. Balac e mai drăma decât Sisoko și trebuie unul ofensiv. Invers. Deci ar fi o situație să strângi să-l iei pe Mateus ăsta sau, nu știu, unul care e bantu, pentru că ăsta e mai bun ofensiv decât Sisoko. Îi mai pui ceva pe dribbling și e ok față de Bala, că trebuie să joci cu unul care să fie pe atac. Ia stai. Deci avem așa, ori Mateus aici, care îi dă și ăsta verde, sau făcând noi un 4-5-1. Așa. Da, Costa. Bun, și aici. Salutare, salutare. Cross, Ando, așa slab e Mateus, băi, slab rău tot. Nu slab rău, e slab, slăbuț. Uite, și aici poți să-l pui iar pe Mateus, că faci bandel. Bine, după ce strângi, eu ți-aș recomand să faci așa. Îl iei pe Da Costa, dar ce fac, o legendă aici. 500. Da, uite, joacă Alexandru în 7. Hai mă, că Alexandru nu e o problemă dacă joci cu el în 7. Uite, îl iei pe Blanc. Și joci Sisoko cu Blanc și ești bine. Chiar dacă joci cu Alexandru în 7, ești ok față de ce aveai tu. Parcă o văd mai bine așa. Salut, salut, salut. Nerțic pa pe Xbox. Bă, nu o să intrăm astăzi pe Xbox, că astăzi e zi de review-uri. E zi de review-uri. Bă, mulțumesc frumos pentru acel tips cu 4-5-1. Deci gata, asta e, Mihai. Atât. Fira. E mai bun, mă, ceva. Pe nu cred că are bani, că a spus 500.000 și ăsta e 100 și ceva, că ăsta 300 și ceva, ăia-s bani. Cam atât o văd eu în bugetul ăsta. În rest, echipa e foarte, foarte bună. Poate să-l schimb pe Benedera ăsta. Mersi frumos că ai membru și că ți-ai pus și echipa aici. Salut, Ando, cu mult respect. Încă o donație. Mulțumesc frumos. Mersi frumos de donație. Cu link. Ia. Salut, Ando, cu mult respect, platforma PS4. Buget 1 milion, joc 4-2-3-1, 4-2-2, minutul 1 îl schimb pe Rico. Rico ăsta. Începe promițător sau Kimmich? Ce crezi că aș mai putea îmbunătăți la această echipă? Mulțumesc. Acum am văzut, dar nu mergem 4-3-3-3, Carvajal toți. Bă. Încă o donație, mersi frumos. Bracob, deși nu e depășit. Bă, nu e depășit. La nivelul echipei, depinde și ce echipa e. Că dacă ai echipă medie, așa, e ok, Blanc. Dacă ai echipă top, nu prea e ce trebuie. Și în banii aia pe care avea el, eu zic că e cea mai bună soluție. Ce voiam să zic? Nu știu dacă merge Carvajal. Că tot trebuie să bagi un neamț. Să-i dea verde lui Gnabry. Bă, ia stați așa. Stați un pic. Mi-am o să aminte. Deci, vreau să-mi scrieți pe chat dacă ați văzut clipul cum să vă faceți echipele, cum să vă alegeți jucătorii. Vă rog mult, vreau să-mi scrieți pe chat. Ați văzut clipul? Ați înțeles tot ceea ce v-am explicat? Salut, salut, salut.
Fiecare băiat să scrie aici, da, da, dacă l-a văzut, dacă l-a văzut. Sunt tare curios ce echipe o să-mi o să o să văd aici. Da, 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 l-am văzut. Bă, deci dacă mai văd echipe cu nu știu. Uite, de exemplu, cum e asta cu Ricoșta. Dacă mai văd aia cu Deco. Pulo. Deci mai ia capul. Am văzut clipul streamer fals care își punea la îndeală abonați. Nu încă, nu. Bă, uitați-vă. Uitați-vă pe canal. Vă ajută mult să vă faceți echipele bine. Uite, în acest moment noi avem un exemplu de o echipă... hai să nu zici prost făcută, dar e bunicică. Bunicică, dar prostuță. Nu știu ce caută ăsta, Ricoșta asta aici. Eu nu l-am văzut. Vă recomand să vă uitați. Asta e doar de chemistry. Bă, sincer, singurul care mă deranjează aici este 10 milion. Mă deranjează gurit ăsta, sincer. E de la swap? Dacă îmi poți să-mi zici dacă ești pe chat, e de la swap? Hai să mai urcăm cu like-urile alea acolo, că avem 312 persoane și doar 241 de like-uri. Hai să urcăm să facem 300. V-aș ruga foarte, foarte mult ca să intre cât mai multe persoane aici pe live. Să ne dăm sfatul unora altora. Altora, bă. Bă, dacă e ăsta de la swap aici... Dar nu poate să ne răspundă. Da, e de la swap. Un milion. Un milion. Un milion. Ăsta, sincer, l-aș pune pe bancă. Bine, dar nu ai ce. De la swap. Și Ricoșta? Ia Balac. Nu la Balac. Ia, fă-o pe aia pe care ți-am făcut-o eu. Ești bine și cu Davida Coștea și cu... Da, Coștea și cu Blanc. Și Ricoștea ăștia ce facem cu el, mă? Ricoștea îl pot vinde. Păi aia vreau să văd. Cât e Ricoștea? 90.000. Mă! Deci tu ai nevoie de... Ia stai așa. A, nu, ai nevoie de un mijlocaș. Mai am direct să ți dau pe Lautaro. Mijlocaș. Milion. Aici poți să spui orice. Poți să spui orice ce-ți face chemistry. De fapt, nu chiar. Ba da. Grea echipă. Ibala, păi trebuie la mijloc. Fac o aggression. Eu a scăpat direct de gulit ăsta. Raja. Nu face chemistry. E complicat aici, trebuie o legendă. Un milion. Un milion o legendă bună. Bun. Mijlocaș, o legendă bună, mijlocaș. Joacă în 7 cu mătru, dar... Da, uite, mai e pe bancă un Felipe Anderson, Zanetti, Dybala. Cum mă Dybala că trebuie să-mi la mijloc cu el? CM, CDM, cum să-l iau pe Dybala? Cum să-l iau pe Dybala? Cum? Dacă mi-e trebuie la mijloc, cum să-l iau pe Dybala? Eusebio că-i dă full lui Ronaldo, ma. Vai, dacă... Blanc, nu, no, mai mă, parcă nu l-aș pune topul Blanc, e Sien. Dacă cum e Siandule, ce de mine, da. Ia Băurceanu. Roli Zăpezi. Ca fi așa, variantă ăsta. Dar nu poți să-l vinzi pe Ronaldo, ceea ce mă... Mă deranjează și asta, că nu poți să-l vinzi pe Ronaldo. Dybala, ce de mine, da, frate. E Sien, ia să vedem e Sien. O fi mai bun e Sien decât Vieira. Bă, nu-mi place e Sien că e hai. Nu-mi place e Sien că e hai, nu... Sau fii atent, poți să faci și-l ții pe ăsta pe Ricoșta. Faci așa, fii atent ce faci. În minutul 1, deci îl ții pe Ricoșta. În minutul 1 îl bași pe Kimmich în locul lui, dar faci două schimbări, mă. Na.
Un fan cere 7, am înțeles. Gata, ți-l las aici. Machele prime acum, nu e bun, frate, Machele. Pune-l pe Kimmich atunci, loc, un minut 1 în locul ăsta. Bă, și nu știu ce să fac, mă, pe cine să schimb de aici. Dacă l-a scoate pe ăsta. Gândește. Ia, mă ajutați și pe voi, mă ajutați un pic? Arturo Vidal, Kante 91. Kante Kimmich, nu face chemistry-ul, sau? Ba da, face, Kante. Kimmich are high attacking, low defending. Henderson, no. Fundaj de 4 milioane și Neymar gol. Aici nu mă bag eu, nu mă bag. Ah, dar ia uite, sincer, mai bine decât să îl... Nu mai înțeleg nimic, Ronaldinho, nu mai spama bro cu Ronaldinho, ce să facă cu Ronaldinho. M-a zonat tare de la început cu echipele astea de, de bestii. I-am băgat în belea. N-are nimic, gândim, ne scoatem capul, scoatem flăcări. Bă, formație, păi și ce formație să pun, mă? Nu, mă, nu, asta e formație bună, dar nu mai știu ce să mai pun aici. Ăla e pe gurit ăsta care mă deranjează rău de tot. Eu aș vinde și pe ăștia, sincer. Măcar pe Virgil aș vinde 100%. Cât e Virgil? E, e 1.600.000 pe Xbox, să zicem că pe PlayStation e un pic mai mult. Îl vinzi pe Virgil cu 2 milioane. Cu 2 milioane. Cu 2 milioane. Îl iei aici pe... Hai să zicem că îl ții pe ăsta. E pe Kante tot. Îmi dai din Anglia. Cum și ăsta? Nu. No. De fapt, ba da. Ba da. Și fii atent. În minutul 1 îl scos pe Gullit, îl bași pe Kimmich și la pauză îl scos pe Ronaldo și bași pe Felipe Anderson. Eu asta aș face și aș strânge să-l schimb pe ăsta atunci, că e dărâmat sincer, nu mai ai ce să mai faci cu el. Cu tot respectul pentru el, dar nu mai ai ce să mai faci cu el. Chit că-l țin 7, nu știu ce, te descurci cu el un pic așa cât poți. Dar ai mulți untradeable și fapt Neymar nu merită schimbat, dar ai Messi ăla care nu poți să umbli la el, nici la Mbappe nu poți să umbli. Na. Bagă-mă Costa în loc de Gullit. Păi da, mă, dar Gullit mai jucai cu el. Mai jucai un pic cu el acolo. O repriză, cel puțin. Nu am zis chiar minutul 1. Hai să zicem, bagi pe lui Costa. Dar pe Virgil ăla nu merită să ții. Chiar nu merită să ții. Nu știu care era, mă rog. Bagi pe lui Costa, dar nu joci. No. Nu pot. Nu pot nici să văd așa o echipă cu lui Costa în primul 11. Prefer să-l văd pe Gullit, care știu că e slab, dar na, îl joci pe Kimmich și după aceea schimbi și tu, nu știu, acolo la Ronaldo strângi de o legendă ceva în față. Mijlocul era dărâmat înainte, așa cu Kimmich și cu Kante stai bine, chiar stai bine. Hai că am început bine, mersi frumos. Așa, mergem mai departe. Ia să vedem Alex N. Cine zice Alex N? 4-4-2... Cum a bugetul 100.000? Uite, care zice cineva, joacă Felipe LM, vinde Neymar și cumpără cam Neymar. Sau așa, uite, n-am văzut-o pe asta. Messi, cam Neymar, striker. S-au dus baterii la căști, păreri? Stați un pic. Două secunde. Gata. Așa. Messi, cam Neymar, striker, 100.000 să-l fac pe Alan, 91 deja, da.
Bine. Ah, dar nici noi ce să vinzi de Mbappe. Vreau să zic să-l vinzi pe Mbappe și să iei altceva, dar ce să mai, că Mbappe e 100.000. Bă, nu prea l-aș vinde pe ăsta. Adică nu l-aș face pe ala, că tu mai ai alte probleme pe aici. Salut, salut, salut Moșu, salut. Salut, îmi cer 1000 de euro, n-am văzut despre. Stai liniștit, frate. Hai să mai urcăm cu like-urile alea. Bă, și-o, mam, avem 200, bă, ce nu facem 300 de like-uri? Ce ne oprește să facem 300 de like-uri? Vreau să știu. Suntem doar 280 de inch, 360 de inch și avem 280 de like-uri. Cum e posibil? Băi, vinde-l pe Messi, om. Gata, s-a dus vremea lui Messi. Fapt, dacă joci cam cu el, nu l-ai vinde. Nu l-aș vinde, că e greu să te obișnuiești cu altcineva. Bă, ce-ți recomand eu ar fi să scap de Dembele. Nu, mă, dacă tu ai vrut să-l faci pe Alan, dar nu știu ce să zic, ăsta mai joci cu el, dar tu joci cu Mbappe. Mersi mult de donație, am primit-o. Trebuie să 29, păi parcă altceva. Păi parcă altceva. Dar de ce trebuie să vă zic altceva? Da. Deci eu l-aș vinde pe Dembele și pe Mbappe. Și aș lua, ce naiba să iau, că nu am ce. Trebuie francez, sau din Ligue 1. Nu francez, din Ligue 1, sau Brazil. Brazil. Dar nici n-ai bani, mă, mamă, 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 mamă. Griezmann Food Birthday, bă. Ce bani, dar ce bani ai în afară de ăștia 100.000? Tu cu ce-l faci pe Alan? Că stare curios, ia zi-mi, tu ce faci pe Alan? Cu ce adică? Aștept, am jucadores în club, aha, da, e clar. Fă-l pe Alan, nu mai zic, nu mă mai gândesc. Nu mai gândesc că n-ai bani, n-ai, chiar n-ai bani. Fă-l pe Alan și după aia strânge să-l schimb pe Mbappe și pe Dembele. Pirean la mijloc, nu mă că-l face pe Alan. După aia mai strânge, că nu trebuie să schimb de Mbappe, să-l schimb pe Mbappe și pe Dembele, pentru că nu mai e cum să joci cu el. Și cu pe Messi l-ai schimbat, sincer. Dar fără pe Alan. Ia să vedem. Joc tot 4-2-3-1, minutul 1, am buget 400.000, te rog uite de la revit dacă merită ceva de acolo integrat. Baftă, mersi frumos pentru baftă. Ma. Bă, nu, deci nu văd eu bine, stați, nu, concentrarea, reacționez și la donații mai târziu. Da frate, dacă îmi dați, dacă vreți să donați, zi, o să fac review după ce termin cu membrii. Trezirea un pic, haideți să ne trezim. Atenție, 4, 2, 3, 1. Bakayoko, Kante, Henderson. Îmi scapă mie ceva? Deci îmi scapă mie ceva încă o dată. 4, 2, 3, 1. Și în echipă l-avem așa. Bakayoko, Kante, Henderson. Membru! Mihnea Răzvan a devenit membru. Mersi frumos, te aștept să ții grab de membru pe Discord. Acolo dacă vrei să mă întrebi ceva, acolo... secțiune frumoasă de membri. Kante cam. Mersi frumos donație. Băi, nu se poate, mă. Băi, de ce am făcut, mă, videoclipul ăla? Mă, mâncați aici gura ta. Deci de ce am făcut videoclipul ăla? De ce am făcut videoclipul? Înțeleg. A echipa asta. Dar după ce am făcut videoclipul să... Nici o problemă, se rezolvă. Se rezolvă. Se rezolvă, se rezolvă, se rezolvă.
de nu am copii. Salut, Alex, salut! Vinzi Bakayoko? Bakayoko? Cum să-l vinzi, bro, pe Bakayoko? Ah, cred că e mare, mare troll ăsta. Vinzi Bakayoko. La aterează la sutaș. Minutul 1. Ah, de-asta un pic. Dar nu am cum, nici cu Benzic n-am cum să fac o formație pentru că are Butragueño, Beneder și Kaká. Cum să faci o formație cu Benz dacă el are Butragueño, Beneder și Kaká? Ăsta pe bancă, ce atacant mă să joace? Ăsta aici. Poziție centrală. Patru, un, doi, un, doi, Nero. Un atacant cu ceva din Anglia cu poziție centrală, Mbappé. Coins? N-avem coins. A, buget 400 de ca. Da, mă, ia-l pe Mbappé aici. Sau la cazet. Ăsta. Mamă, ce-a scump, ce s-a scumpit, 380 de mii. Bine, e pe Xbox. Bun. 4-2-3. Mamă, dar nici acum nu e bine. Avem 4-2-3-1. Dar nu e, mă, că ăsta nu poți juși cu el în bandă. Ceva mai cu viteză. Mbappé, cred că e cel mai bun. Mbappé. De care ai bani? De ăsta. Și? Chemistry cum? Mane in form. Mamă. Dar o soluție pentru Kimiela Henderson? Se joace în 10. Nu prea există. Cred că ne ducem și cu Mbappé și adevărat Mane. 200.000. Ceva mai bun, mă, din Anglia sau francez? Ia, dacă mutăm așa. Nu, e o singura soluție din Anglia. Sau îl joci pe ăsta așa, îl pui RF și joci în 7. Cante. Salut, salut, Sprexi. Bameng. Bași pe ăsta în 7, dar noi, mă, nu, nu, mă, ia-l pe Mane, ia-l pe Mane, că Mane face chemise. Mane, da. Așa. Și dar e toată în 3 double. Ce n-ai va să faci? E bine. Poate Kaká ăla trebuie schimbat. Să-l iei pe un, să iei un Lacazette în locul lui. Nu știu dacă o să mai fac chemistry. Dacă îl pui așa, îl trage așa. Na, nu merge. Nu merge. Mai strânge, mai strânge și trebuie înlocui Kaká. Trebuie înlocui Kaká cu ceva bandă sau o legendă care poate să joace în bandă. Mersi frumos că ai membru. Are Kanté trader. Păi l-a vândut, mă, l-am vândut. Dar e 100.000. 100.000 și cu 400. Și oricum mie îmi trebuie ceva din Anglia care să... Kaká poate juca bandă. Bă, eu nu-l recomand. Are Rio pe bancă. E slamă Rio ăsta. Ceva de viteză în banii ăștia nu există, deci 400 și cu 100, 500, nu există. Android, ce webcam ai? C922 Pro. De 500.000 din Anglia și de la Liverpool. Adică să-i dea chemistry lui Henderson. Vardy, nu-mi place Vardy nicio culoare. Ăsta are 95 viteză, mai alergi cu el. Salah in form. Salah? Salah? Sau Salah? Dar parcă pentru bandă mie mi-ar place mai Mane. Ăsta are 3 weak foot, nu? Salah. Da. Deci Mane e Gucci. Ia-l pe Mane. Ciudată echipă. Să zicem că n-a știut să-și facă echipă. Mergem mai departe. Salutare, băi fraților, salut. Ia să-mi ce membri mai avem pe aici. Cosmin. Buget 400.000, joc 4-2-2-2, echipă bombă. Uite, o echipă făcută cum trebuie. Mortul ăla de om titi, lasă-l acolo. O echipă făcută cum trebuie.
Chiar dacă mijlocașii nu știu ce trebuie, dar... ce buget? 400.000, joc 4-2-2-2. 4-2-2 cu Ronaldo și cu Neymar, nu? Banii ăștia... Altceva, sincer, nu prea văd. Mijlocul... Nu văd 400.000 și cu 100... 500.000. Ceva care po- să poți juca... Francez... Francez care poți să joci box to box, așa. Să joci, că zici că joci cu Bakayoko sau cu Sissoko. În fapt, nu. Cu Sissoko pe stay back și cu Bakayoko... Pe balance. De fapt, unul ia în locul Bakayoko. 500.000, francez. Cante, nu-i ce trebuie. Nu. Să mai trimis și eu dacă, doar cu membru sau donații. Salut și respect. Salut, salut. Greenwood. Pogba. No. 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 Să zicem că pe mijloc ești ok. Ia-l pe Mbappe 91. Blanc 85. Blanc 85. Da, da, și Mbappe gold ăsta e cam dormat. Sincer. Mai stai un pic așa și ia-l pe Blanc după aia. Mbappe 91 e, ești ok. Cu 89 erai un pic cam. Dar cu 91 ești bine. Nu cred că apare link-ul. O să mă uit după, după ce o să văd prima parte de membrii care au postat. O să intru pe donații și după aceea, după ce termin cu donațiile, o să intru nou la membrii. Ce au postat. Ia să vedem Andrei. Salut. Asta e Fabu G500K. Salut și la mulți ani. Mersi. Ce să facem 500K, mă, Andriuț? La fel și aici. Ia-l pe Mbappe 91. Pentru că altceva... Neymar, Cam, Son, atacant. Lucas Band, Mbappe 91. Pamecano, Douglas, Costa. Bă, nu. Sincer, nu merită să strici. La bugetul ăsta nu merită să strici. Să strici echipa. E, nu e ca și cum ai 2 milioane sau 1 milion sau 2 milioane jumate. Sunt 500 de mii. Echipa e bună. E, chiar e bună. Chiar n-ai ce să, să strici. Adam, ai și super saburi bune. Kante, ești ok. Eu asta aș face. Doar îmi bat pe 90. Am donat și eu, dar nu apar, a apărut donația încă. E posibil să apară. Dacă nu apare, o să mă uit. Zic pe imediat deasupra să nu cauți după. Bine, frate, mult. Deci asta aș face eu, Andriuț, l-aș lua pe Mbappe ăsta. Pentru că nu văd ce aș putea schimba în 500 de mii. Mergem mai departe. A, Mihnea Răzvan, uite. Toți între el, buget 1 milion. PC. Laudrup de la Swap. Ia, toți ani tradable. Hol aici pe Sam, nu. Mai trebuie un CDM. Bă, e bun, e bună perechea De Jong cu Zidane. Un dat stânga. Dar de ce să fac așa? O să fac așa. E aici, în afară de Robertson aici. Robertson toți tot. Da, mă gândeam la altă soluție, nu așa o soluție simplă. Nu, ce ieftin e ăsta Robertson. Cât a spus? 1.300.000. Di Maria Food Birthday. De ce-ți bag Di Maria? Că-ți trebuie Spania, fa... Să joacă în 7. Eu... Toți am trei. Yuhuu! San Maximin. Bărde în 7. Mai joacă și cu Simona la în 7. A, da așa. Dar nu e bine. Nu e bine. Dacă facem noi așa. Așa, dar nu e cu hand. Ăsta
Nine. Mă gândeam să-l bag pe Adam aici, dar nu e... Nu, că e haos. Să mai schimbăm un pic formația. Mai încercăm cu altă, cu altă soluție. Simion. Scoate-l pe, pe Henderson. Ei, nu poți să-ți scot că e untradeable. Maldini 94, păi de ce nu bagi pe Maldini? Nu vreau să-l bag pe Dembele. Asta e ideea. Ala în loc de Kroos mă gândeam. Iar untradeable. Mersi frumos de donație, o să mă uit după aia. Bă, nu m-aș uita la o don... La o, la o donație, auzi, la o... schimbare de tot untradeable. Garincha. A, Garincha mă gândeam. Am prea e de bandă. Adică e mai mult, parcă nu e viteza pe care o doresc eu în bandă. Garincha, de care Garincha îți permiți? Dacă îți permiți de ăsta prime moment, e foarte, e bunicel. Îi pui un hunter, nu știu dacă îți permiți. Mai ești pe Robertson, cât ai zis tu? Pe PC. Nu? 1.300.000. Îl iei pe la prime. Salut, Andrei, mai pot trimite echipa? Da, las-o acolo pe comunitate. Dar tu poți, deci voi, membrii, dacă intrați pe Discord, puteți să mă întrebați aproape zilnic de echipe. Deci intrați încă o dată, vă explic, stați un pic. Deci, ne băgăm aici pe full. Membrii, intrați pe Discord și nu mai membrii de fapt. Încă o donație. Mulțumesc frumos. Deci, membrii, aveți aici secțiune de membrii, vă sincronizați contul și mă puteți întreba aici ce vreți voi legat de echipe și de tot. Putem discuta aici mai larg pentru că eu o să răspund aici pe Discord. E mult mai ușor decât să uitați să sau să așteptați ziua de review-uri. Scrieți-mi aici că răspund. Așa voi face de acum. Și nu numai pentru tine, pentru toți care au membri. Intrați aici pe asta, fiindcă e foarte... E mai ușor de comunicat, comunicăm mult mai ușor. Așa. Deci al pe Garincha acolo, eu pe ăsta, Garincha. Salut, salut, salut. Și pe Best. Best nu. Are medium, medium pe... Dacă e chiar curios ăsta. Are medium pe... La work rate. Uite, stare high. Și nu prea pleacă pe, pe găuri. Ia-l pe Garincha, e Garincha, ați permis tu. Așa, mergem mai departe. Ia să vedem, dacă mai avem vreun membru... nu, o să intrăm pe donațiile astea minunate, imediat. Tudor Olteanu, vin și el, gold rar! Un nou membru! Te aștept pe Discord, acolo să... îți iei membru pe Discord. Stai și de mine, bro, că am dat 3 euro, cam de 15 minute nu apare. Cum? O să mă uiți, frate. E pe PC să mă numească cu mișcătorii. Am înțeles, am înțeles asta, am înțeles. Am înțeles. Bun, deci avem așa donațiile aici. Romin mi-ai făcut. O să revin, o să revin pentru că au fost băieți care au donat de la începutul live. Uite, acum o oră, acum 39 de minute, acum 35 de minute și e normal să respectăm ordinea cronologică. Aveți un pic de răbdare că... Poți explica în mare care e treaba cu workrate-urile, dar am explicat pe, pe live-ul, pe live-ul, doamne, pe clipul cu... referitor de fapt cu alegerea jucătorilor pe fiecare poziție. Deci intrați acolo că vă explic. Salut, te urmăresc de la 18K. Băi, mersi frumos. Zero buget momentan, dar vin premiile de lead mâine, e clar. Adică tot n-o să ai buget nici mâine. Apropo, 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 apropo. Trezirea, trezirea, mâine pe opening de senzație. Dacă aveți pachete, vă aștept să-mi scrieți. Deschid în special pe PlayStation încă o dată, pentru că pe PlayStation e mai ușor cu SharePlay-ul. Scrieți-mi, deschidem pe live mâine și... Și... O să ne pice la toți Ronaldo. Hai de capul. Așa. Ia să vin cic pare retri. Sanchez nu-și schimb că jocul... bă, e bun ăsta, alergi cu el. Păi ce, untradeable? Poți să-l iei pe... Eu am jucat, sincer, când am mai... când am avut echipa aia de prime cu moment cu Henry, am jucat pe Hernandez. Am gol 3 PC. N-are nimic, frate. Nu e o problemă. Deci am jucat cu Hernandez. Și bunicel, da, cum vrei tu. Bă, aici ți-l recomandat pe San Maximin, Sancho, la fel foarte bun. Deci San Maximin, Sancho. Ce mai e? Așa de viteză. San Maximin, Sancho. Ăștia, ăștia sunt primii doi pe care îmi vin.
Nexus Sang, cel mai șmecher streamer de fa să mor eu. Am intrat să dau like și să salut, atât te pup, punk, salut, bine ai venit, bine ai venit. Vreau să-i lași echipa, dar ce echipa? Bine ai venit. Deci eu aș recomanda Sanciu sau Maximin aici. Kent, no. Sanciu sau Maximin? Bă, mie mi-a plăcut mai mult Sanciu. Nu știu, mie mi-a plăcut mai mult. Lui Ovi îi place Maximin. Eu sunt cu Sanciu, nu știu. Mie îmi place, chiar dacă n-are 5 WeFoot, dar mi se pare mult mai ușurel așa în mișcări. Eu vă recomand Sanciu. Deschizi și mie pe Xbox. Bă... Ideea e că dacă bag conturi pe Xbox, pe consolă, nu o să mai pot băga în zilele următoare și așa, și așa, și așa. Hai că mă, nu, eu știu, pe PlayStation e mult mai ușor, e mult mai ușor. Nexuxang! Mamă! Gold rar la Nexuxang! Nexuxang! Mersi frumos de membru, Ang! Mersi frumos! Poți să-mi faci și mie, lasă echipa acolo. Am glumit, am venit să-mi iau membru. Pe și ce, mă, ți-ai membru de ăsta gold rar? Da, mă, retri. Deci eu aici ți-aș recomanda Sancho sau San Maximin. Că mi-au intrat banii de la Steaua Roșie. Belgrad! Riquelme, solo! Rinita alergică. Mersi frumos de membru, Ang. Te aștept pe tine pe Discord. Așa, deci am venit aici. San Maximin sau Sancho? Da. Da, ce? Ang? Glumez, mă. Cel mai... Mă zic cel mai ce. Bă, nu vreau să... Eu nu scud alea cu periat. Da, eu sper că... Să ne întâlnim odată să... Să strâng o mână pentru ceea ce faci tu. Bravo. Minutul 1 la cazet, cam buget 350 de K Xbox. Oblak 96 și Ramos 89 sau Zomer 94 și Ginter 92. Bă, Ramos ăla, nu știu, mi se par două combinații absolut. Niciuna din două nu faci una. Chiar nu faci una din două. Dar parcă aș merge pe, nu știu, pe Zomer. Nu știu. De fapt nu, că pe Ginter ăla nu prea îl cunosc. Mai degrabă aș merge pe Ramos. Ia să vedem aici ce avem. De la Geo cu 5 euro cu tot cu taxe. Aoleu, la cazet că am buget 350.000. Păi și machelele, ești pe chat? Ești pe chat, Geo? Geo, ești pe chat? Deci pe machelele poți să-l vând, nu? Stai, mă, buget? 350.000. Cât e machelele? 292. Doar că poți, bro. Bă, nu prea. Mi-e mult mai ușor pe PlayStation. Chiar mi-e mult mai ușor. Geo, bun. Scuze. Machelele out. Încă o donație, mulțumesc frumos. Miță, cu un euro. Mersi frumos. Bă, machelele out. Vine machelele 90 și am machelele 87. Asta, clar, nu se pune problemă. Și ar fi 350.000 cu... 200 și ceva, 280 să zici. 350 cu 280. Un pic. Asta 30.000. Dar de ce joci cu la caze cam? De fapt, da. Și ăsta e în trade, bă, la dama. Bă, ți-aș recomanda aici să le... Fii atent. Dar nu ai bani, nu ai bani, nu ai bani. Baby Viera, nu, Viera. Eu m-aș gândi la o super soluție. Iată ce face aici. Îl vin și pe San Maximin ăsta. Îl vin și pe Adama, care Adama este... Mamă, ce ieftin e Adama. Deci erau 630 cu San Maximin este... 115, 700 și ceva. Cu ăsta 100 și ceva, tău n-ai bani. Nu, voiam să fac așa. Deci îl puneam pe Lemar aici. Alergi un pic cu el. Blank. Și aici. San Maximin ăsta. Dar nu ai bani. Sau? Nu, n-ai bani. Rămâi cu Adama. Și. Ia stânga aici. Hakimi și ia Sancho. Îi trebuie francez aici. Ia să vedem așa. Cu Sancho aici. Bă, bună și asta.
Dar nu are bani, mă, nu are bani de asta, nu are bani. Nu are bani, dar asta ar fi încă o soluție. Are bani de maxim 84. Păi, eu înțeleg, dar nu are bani de... De Sancho ăsta. Bă, și Benedel l-aș vinde, sincer. Mamă, dar și ăsta ieftin rău de tot. Eu zic ce ai putea face pe viitor. Fii atent. Strângi de situația asta. Să-l iei pe Sancho. Strângi, nu schimb nimic. Poate îl schimb pe Makelele cu Blanc. Și îl iei pe Sancho, după părerea mea. Asta cum era și bagă cam Zidane. Să vină bari, Zidane. Păi da, mă, dar nu are bani, mă, de Zidane, mă. Aici Zidane, nu are bani de Zidane, Zidane e scump rău de tot, așa la mijloc nu poți să joci cu Makelele, mai degrabă... Da, 900 de mii. Nu e... Mai degrabă joci cu Blanc și cu Sancho decât să joci cu Zidane și cu... unde era, mă? Cine era, mă? Și cu Adama. Prefer Sancho și cu Blanc, părerea mea. Are Havertz toți pe bancă, e greu, mă, să-l... E greu să facă, chiar. Maximin din formă e bun pe bani. Bă, e bun, are 96 viteză, alergi cu el. Altceva nu poți să ai pretenție. Alergi cu el, da, e și 100 de mii. Da, na. Mersi frumos, Nație, sper că ți-am fost de folos și sper să te ajute sfatul ăsta. Eu zic că Sancho e o alegere bună și cu Blanc aici. Alan Balance și Vieira Baby Stay Back sau Alan Stay Back și Pogba Foot Birthday Balance? Bă, aș încerca aia cu Alan și cu Pogba. Salut, cum pot să-ți trimit și eu echipa? Doar cu donație sau membru acum? Ați avut timp până la ora 15? Până la ora 7? Câtele oricum avem? 412? De ce nu apare donația boss? Nu știu, bossule. Bossulache. Au fost donații pe aici. Nu știu, vezi dacă s-a procesat. Habar n-am. Haideți să mai urcăm acolo cu like-uri. Avem 412. Să facem 450 așa rapid. Rapid, rapid, rapid. Că dormim pe noi. Ceea ce nu-mi place. Știți că vreau să fie cât mai multe like-uri, pentru că mă ajută mult. Vreau ca toți cei ce se uită să apese butonul de like. Ești cel mai tare, respect și baftă în continuare, ia. Mi se pare miros a troll. Victor, eu sunt. Nu cred. Poți ceva puternic? Joker cu 5 euro. A, s-a completat golul. Mersi frumos, Joker, de salut, profesor Bugen. Nu am, depind doar de tine mâine la rewards. Asta e echipa magnifică. Mă uit apă. Uite mă, Victor, că apare aici. Mersi frumos de donație. Mersi frumos, băieți. Ia să vedem. Pe și buget? Hey! Hello, buget! Alex și... și în Toma. Și în Alex și în Toma. Un buget ceva? Eu ce să fac? Eu mă uit și ce să zic. A, 35 de K. Am pierdut detaliile, mersi, ia să vedem. Mersi frumos, băi. Sunteți atenți? Ca un ochi de vulturi. Așa, 350 de mii. Untradeable. Messi e neuntradeable. Bă, fundaș și n-ai ce să schimbi la ei. Mersi frumos. A, tu ești Alex. A, gata, scuze. Joc 4-2-3-1 Bukaka cu Odegaard, Benz, Messi, Camp și Rashford Striker. Cu G40.000 plus premium pe la forma C pe PC. Gata, am prins. Cred că ți-a scris, gata. Nu știam cine e, acum am citit numai. Alex, sunt Toma. Sunt Toma, Alex. Ia să vedem. Bă, cross ăla... Essien, Odegaard, Rashford. Ce joci cu Odegaard? Benz, bandă. Măi... Asta-ți un pic să mă uit la ceva. Din Anglia ceva pe viteză ba... Uite-l pe Fekir.
Eu, sincer, la echipa asta l-aș lua pe Fekir. Stai un pic. 3 weak foot. Mi se pare mai bunicel Fekir decât... Bine, asta e un tradable, parcă n-aș da bumper. Dar nu prea aș vedea ce să schimb. Se cam bate numele lui un pic așa, am puțin derby. Ce ziceți, băieți? Ce am putea schimba aici, sincer? Nu prea... Văd așa schimbări. Chiar nu văd, având în vedere că e echipa untradeable. Un Messi mai bun, poate. E bun Fekir. E bun, dar l-are pe Odegaard aici. Griezmann 92. Da, mă, dar tu joci... Ce zici? Joci cu Kaká unde? Stai că mi-a scris aici. Nu ai ce. Kaká cu Odegaard, Benz. Mamă, dar nu-mi place cu Kaká ăla în bandă de nicio culoare. PC, hai un pic. Atacant, ce atacați mai sunt cu Joca ca cam? Tot pe Messi joc, nu mă, nu, Messi trebuie cam Lautaro. Nu mă, nu, o legendă trebuie cu 5 weak foot, 5 weak foot, ia Butragină, cât mai e? Hai să facem 500 de like-uri, ar trebui să facem și 500 de like-uri, ar trebui să facem și 500. Butragenio. Butra baby. Ai jucat cam, uite, tot în bandă joci cu Kaká, Rashford în bandă pentru că are 3 weeks, nu poți să joci atacant cu el, Messi cam, Butragino atacant, eu zic că e mai bine, Ovi joacă Ram. Bă, Ovi da, dar eu nu sunt Ovi. Eu nu sunt Ovi, nu pot să-ți dau sfaturile. Ovi poate are alt stil. Pentru stilul meu, eu vă dau sfaturile din perspectiva mea, cum aș face eu dacă aș avea echipele voastre. Ei bine, aș păstra pe Kaká chiar dacă nu e ce trebuie în bandă și l-aș lua pe Butragino să joc cu el în față. Hello, acum am zis de la muncă, niciun fel de problemă, salut, salut. Messi cam cu Butra atacant sau Douglas, aș mai recuma Del Piero, genul ăsta de atacanți cu 5 weak foot legende pe care poți să le iei, nu Rush sau Alan Shearer sau Michael Owen. Deci cam asta ar fi ceea ce ți-aș propune eu. Pentru că nu văd altă schimbare, ai echipa în tradable. Îl aș lua pe Ian right, ia-l pe Ian left. Mersi frumos de donație, mersi mult și sper că te-am putut ajuta. Salut, îmi poți completa și mie echipa? Buget 6,5 milioane, tot ce e pe bancă și în echipa întrebă, joc 4-2-3-1 sau 4-4-2 în joc. Mersi, cu plăcere, cu plăcere. Ia să vedem. Ce avem aici? Mamă, 6,5 milioane. Pe ce platformă? Zim și platforma, bro, te rog frumos. Tăpsenu. Tăpseanu, zici și mie platforma. Mersi frumos de donație, ne mersi frumos. Dacă ești pe chat, zi-mi și mie, te rog, ai cumva un video, da? Plăduț mascatul, este video. Cele mai tacticile mele, sau nu știu. Așa se numește. Alexandru Rădulescu pușcărie. Ah, am căutat eu Alexandru Rădulescu pe Google. Mi-a apărut Alexandru Rădulescu pușcărie. Și am vrut să văd ce e. Tactici, uite că ți-a spus tactici. Tapsenu, îmi spui și mie, te rog frumos, bro, ce platformă joci, ca să știu ce echipă ți iau. Că una este bugetul pe PC, una este bugetul pe Xbox, bro. Ai fost la pușcăria Andule, ți-a zis Xbox, unde mă? El e, dai? Nu știu dacă e el. Poate să-mi zic oricine, domne Xbox. Boateng, mă. Să vină banii, să vină banii, să vină banii la băi. A zis Xbox, bă, bine, hai să o gândim, ăla trebuie integrat cumva, stai așa, schimbăm formația.
4, 5, 1. Bun! Și avem așa, așa, așa. Are și Vidal CM. Înțeles. Hai să zicem că îl băgăm și... Da, nu, lăsați-mă să-mi fac eu o treabă. Robertson. Vidal. Te-a donat? Te-a donat? Ia. Un PPS, a, gata. Gata, se schimbă. Vezi? Uite. Adonă și a zis PSA, alo, gata mă, ho, 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 că mie nu mi-apare pe ecran aici, că eu nu văd. Mhm. Agüero parcă la pușcărie, nu mai, e ce trebuie Agüero. Mersi frumos de donație. Fiți atenți ce fac, fiți atenți ce fac aici. Așa, se milioane, deci cât aveam, mă, deci aveam așa. Acum avem 2 milioane 600. Stai mă că ăștia s-a întâlnit de bă. Cât? 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 Păi și? A. Tradable, untradable, tradable X. Salut, salut, Butra Moment. Stați un pic, nu vă impacientați. Bine că mi-a zis de vizual că nu-l văzusem. Ia să vedem. Punem în situația aceasta. Bun. Cât? Cât? Și? De ce sunt, de ce Gomez? De ce? Priotat. Foarte PS, stai să schimbăm aici. Nu, nu spune că trebuie să refac din nou. Te rog frumos. Please. Mamă. Nino, Nino, Nino. Și avem așa, Robi, Riuțu, 1 milion, consolidat de Vodafone, da frate, da nu sunt. Bun. Nu vreau să caut gulit. Gen moment, nu-mi place ese moment. E un moment. Păi stai mă că mai avem niște jucători de luat aici. Și aveam așa, Rashford în bani, bă, dar nu-mi place cre... vedeți? Bari, mersi frumos de donație. Cu link, Skyzone, mersi frumos. Ati s-o cofut birthday, dar gulit ce are? Nu are bani de gulit. Nu știu, puteți să ziceți voi, credeți că Son aș putea juca cu Son în bandă? De Jong tot e bun, De Jong, ia. Credeți că aș putea să joc cu Son în bandă? Bă, De Jong, hai să zicem că e bine aici. De Jong, așa, eu zic că suntem bine. High, high, medium, high. Sunt prea forță pe striker să joci cu el în bandă, așa o văd și eu. Sunt striker ar fi top. Bun, pe atunci schimbăm. Messi nu poate fi jucat în bandă. Deci aici ne trebuie ceva care să alerge. 4-5-1. Asta are verde, nu ne interesează. Ceva aici care să alerge o bandă. Îl ții pe... Îl iei pe... Era 88. Mbappé. Cum un Mbappé, mă? Ai la mișto? Cum un Mbappé? Temporașul aici. Griezmann, nu are nicio trebuie. Ia mă, nu găsit nicio soluție așa, ia să schimbăm noi formația. Băgăm 4-5-1. Sau 4-3 simple, astfel 4-3 simple. Nu, e celălalt lucru ce probleme. 4-5-1. Treci mă bestie aici, treci mă bestie aici. Treci mă bestie aici, treci bestie aici. Adama, pe și cum îl bag pe Adama?
Bine, Mbappé tot. Nu, no, cred că așa fac, o las cum era, 4-3-3-3 ăsta. Așa, așa, așa. Eu zic că o legendă mai bună pe viteză decât asta. Hazard, Hazard. Ah, joacă ăla. Pa! Mai are 3 milioane. Ah, stai mă, așa că suntem bine. 3 milioane 300. Ia să-l simă pe mizeria asta, dragi, formă de aici. Tot în 7, da. Nu mă, o legendă ne trebuie de care... Bă, eu tot l-aș juca acolo, nu știu. Mie... Mai schimbăm o dată. Da, da. Ei, și aici trebuie o legendă. Joc o footbirdie. Crive 91, nu pot eu cu Crive, mă, când... Ce-am așa, Hazard în bandă. De Jong cu Vidal la mijloc. Și aici trebuie o legendă în bandă. Erno, bravo, mă. Eu chiar încerc să ajut, adică și voi mă luați la mișto. Și asta nu e niciun fel de problemă. Eu save 89. Bandăstre, Maximin. Cum mai Eusebio? Cum să joci cu Eusebio în bandă? Vorbești serios? Să vină bari, să vină bari, să vină bari la băie. Bă, nu știu, eu la prima... Eu pe aia pe care am făcut-o prima mi s-a părut bună. Deci asta, așa, eu pe asta aș face. Ești mă fără. Messi, ăsta, ăsta aici. Eu nu așa, de fapt. Așa, așa, și aici ar așa. Joacă în 7, nu e o problemă asta. Nu e problema asta cu Son în 7, sincer. Chiar nu văd o problemă. Pele, Eusebio în bandă. Am doi sunt bun. Cine zice? Mbappé ce fac? Nu era și formă Son, am zis. Și stă cu 3 milioane degeaba. Păi și zi-mă ce să fac atunci eu, spune-mi tu o echipă mai bună. Zi-mi tu o echipă de mai bună, dar să joace Messi cam, Son atacant și restul o echipă mai bună. Spune-mi tu, Tase. Spune-mi tu, Tase! Hai că mai devin membru dacă e ce vrei să spui, George Sturei. Asta, nu înțeleg. Eu nu văd alta, ziceți-mi voi dacă vedeți voi altă soluție. Trebuie să fie CM ca să stai în Rashford în 7. De când sunt în 7, chem și trimile pe bară, mai bine sunt în 10 pe bandă. Eusebio Strec. Bă, mie nu-mi place Eusebio. Am postat de mult și nu te-ai uitat. Păi stai mă puțin mă bro, vrei să... Vrei... Am mai zic nimic.
Sunteți 7000 de inși care vreți review. Ușor, ușor le fac pe toate, că nu vă las pe nimeni. Că cu membru sau care donat să nu primească review. Ia mă, ia uite, l-aș... Na, îl pun pe USB. Dar eu atat timp cât l-am pe son. În echipă cu 5 weak foot. Nu l-am jucat în bandă. Eu nu aș cam bandă, dar uite, na, să zicem că dacă vrei să consumi toți banii, ia-l pe Eusebiu. Dar eu echipă mai bunicică așa, pe aia aș face. Pentru mine. Dacă nu vrei să le pe R9, ia R9 cât mai e. Ronaldo. Mamă, 6 milioane. Îl iei pe Ronaldo și joci cu Bilaș. Ia frate Ronaldinho. E bun Ronaldinho. Trebuie să mă mai uit un pic. Bun, dar și n-ai ce să schimbi. Hazard. Bă, lăsați-mă cu Rashford. Bă, lasă-mă, Eduard, te rog eu frumos, lasă-mă că tu mereu te dai aia tot, te rog. Lasă-mă, te rog eu. Rashford în bandă. Am jucat eu cu Rashford. Fă-ți tu canal de YouTube și fă tu review-uri, dacă vrei. Eu zic ce cred eu. Stați-mă, că vă dați unii a toți tuitori și vă rog eu frumos să nu mă enervați că fac urât. Eu nu vreau să fac urât. Ia să vedem aici. Juie Mipa. 400 de lei. De pele în bandă ce zici? Bă, nu e bun pele deloc. Nu-mi place deloc. Nu știu, eu am jucat cu pele și nu e ce trebuie. Pele. Și cum am jucat cu pele moment. Fără de Figo. Dacă e între adevăr, merită să-l joci. Dacă e așa să-l cumperi, nu. Am ucis piretele. Nu s-au ucis nimic. E greu să mă încin, da. Jur că nu mi-a plăcut. Păi și de ce îmi zici mie? De ce îmi zici mie că e greoi? Eu zic ce am simțit eu cu el și cum am mișcat eu cu el. A fost pentru tine greu, dar de ce? Ia uite cum i-a scris, na. Rashford în bandă? Ăla e greoi, vrei să te mint? Am jucat cu praștea. Și eu am jucat și de-aia îl recomand, că mie mi-a plăcut. De asta e acest canal și e canalul meu. Analul Alexandru Rădulescu, ca să vă spun părerile lui Alexandru Rădulescu, nu părerile umanității. Părerile mele... Că bune. Dar nu mai... Eu când văd astea așa mai ia capul. Deci, 400 de lei. Ce se 400 de litri, mă, buget? Ce? Iar trebuie să doar Havertz. Dacă e, uite-te și la subs și spune dacă merită să salvezi ceva de acolo. Bă, poate nu sunt cel mai bun făcător de echipe, dar încerc să vă dau niște soluții bune. Dacă vreți să le luați cu zare, bine, dacă nu, voi știți. 400 de lei, mă, 400 de lei buget. Havertz așa, Rashfi. Mamă, ăsta trebuie ejaculi. Te mai contrazic, Andule. Lasă-mă, te rog. Bă, n-arată rău. João Pedro?
Că peste Ronaldo cred că e João Pedro. Și de 400.000 acum. Sabitzer ăsta. Royce, Havertz, Funda și... Mile Maldini, ok. Ia să vedem. Băi, eu banii ăștia aici, am 400.000. De? L-aș lua direct pe Brânculeanu. Trebuia și aici o completare. Nu, l-aș lua direct pe Blanc. Dar nu mi-ai zis pe ce joci. Mi-ai zis? Nu mi-ai zis pe ce joci. Kimmich. Bă, Kimmich bun, dar parcă și cu Blanc m-aș băga. Mediu, mamă, cu Veron ăsta e show. High, low. Mai bun Kimmich. Pe PC. Ulu. Nu mai schimb asta, cred că ai bani de Kimmich. Și parcă a jucat cu un loc de Ronaldo, a jucat cu João Pedro. Havertz. Cât e Havertz? Așa orientativ. 50.000. Dar tu în echipa asta ești cu 5 joci atacant. Medium, high, medium. Ăștia doi Rashford atacant presupun. Bun Ronaldo cu João Pedro. Bă, ziceți voi? Nu mai uitați. Nu, 89, bă, sta acolo oricum. Dar parcă aș da o șansă lui João Pedro. De regulă joc cu CR7 și încă unul care spăream să-mi spui tu. Ah. Bă, eu aș juca cu Rashford de atacant. Dar stai că n-am văzut ce sistem joci. Dar zi-mi și ce sistem joci. Nu, eu ziceam cu ăsta să fie jucat în bandă, nu atacant. Atacant nu știu ce calitate are, dar asta în bandă... Salut. Eu aș juca atacant cu Rashford. Ba, mă, dar nu poți să juci nici cu Rashford atacant. Royce... Havertz are 5 wickfoot sau tot? Sau are 4? 4. Salut. Patru, trei, unu. Bă, l-aș scoate pe Ronaldo ăsta, nu știu. L-aș scoate și l-aș băga. Sincer, l-aș băga pe João Pedro. E, și aici eu având în vedere că l-ai pe Royce care are high și fiind ăștia doi la egalitate, adică au același... Au aceleași statistici, oarecum sunt asemănători. Eu aș juca cu ăsta în bandă cu Royce, dacă aș avea de ales. Și l-aș băga pe Rashford atacant, având în vedere că are 5 weak foot. Îi pui și tu în chemie să-i să-i dea pe shoot 99. Poate. Și l-aș băga pe Royce în bandă, fiind untradeable. Salut Mihai Mateiu, salut. Havertz având medium, nu o să plece exact cum... Mamă, dar asta stai un pic, acum am văzut. Ce are mă ăsta, medium high? Are attacking war rates high, ok. Medium high. Stai medium. Bă, stai un pic că nu înțeleg ăsta ce e MH. Ia, uitați-vă chestia, uitați-vă fază. Deci, Royce aici sus de tot are high medium. Nu poți da, mă, nu poți da. Are HM, dai pe el. Și are defensive worried medium, attacking worried high. Ăsta are medium high, adică MH și...
Are același lucru, nu mai înțeleg nimic. În fine. Salut de la Mișcarea Înșelătoare. Salut, salut. Eu zic că ar merita vândut Harvards, urcat Kimmich, Striker la mijloc, ceva legendă. Bă, având în vedere că l-are pe Royce, trebuie să-i dea ceva verde. E ok Havertz, nu e dărâmat. E, și-a jucat cu Havertz, atacant sau cam. Ăsta zi Royce în bandă și Rashford atacant. Asta ar fi... Și l-a jucat cu João Pedro în bandă. Sau... Nu, au ăștia asta. Așa. Mergem mai departe. Mersi frumos de noapte, Corneliuș. Kimmich e de verde și e un striker la mijloc. Dar nu prea a avut nici bani. Și eu zic că e momentan pentru echipa aia e ok. Joc de 3 luni. Nu mai am bani, dar merge o ce-ți faci, joc 4-2-3-1 sau 4-2-2. Ia să vedem. Bă, uite. O echipă făcută cum trebuie. Făcută cum, mulțumesc, plăcere. O echipă făcută cum trebuie, chiar acum nu joacă de mult, dar ce l-ai fi pe Militao, mă, frate meu. Trebuie să faci pe Militao, în fine. O echipă bună, l-ai schimbat pe sa... cred că îl bași pe Adama în minutul 1, nu? Funda și buni. Ești cu 5 joși cam. De 5 joși cam cu el. Sau cu 5 joși cam voiam să-l întreb. Militao ăla, da. Asta e. Se întâmplă. Hai să facem și noi 500 like-uri sau mai mult de 500, că dormim un pic pe noi. Dormim un pic pe noi și... nu-mi place. Hai să facem mai multe like-uri așa. Icone. Ma. Vândut Icone și aștept un Beneder. Marcam. Ești cu ce înjura? Cu Icone? E Marcam Icone Band. Deci n-avem și noi un atacant cu 5 Wickfoot. Șomăm, șomăm. Șomăm în ultimul stil. Salut, salut. Dacă joci cu Neymar cam, dar nu știu cine e, mă, nu știu cine a zis. Valentin Grant a scris aici pe... Uite, a scris. Acum am venit. Așa joc Icone Bandă. Neymar cam și striker Mbappé. Bine, strânge de să-l scoți pe Sancho aici. Bine, cu Hakimi nu prea... Ia-l pe Carvajal, ăla cel mai bun, și aici și bagă-l pe Adama. În locul lui Hakimi. Strânge bani de Carvajal. Ca să-ți faci un plus aici, că ăsta Sancho nici ce trebuie. O echipă cinstită. Vreau Ben, striker. Păi uite, asta e o idee bună, dar trebuie să scap de Icone. Dar prima oară strânge de Carvajal. În rest e o echipă bună. E o echipă bună și cu un petit și cante acolo. Suntem bine. Mergem mai departe. Daniel, ia să vedem. Daniel, acum o oră, mamă, ți-a așteptat ceva. Am încins ce să fac. G900K, joc cu Maximin Cam. Scap de Mbappé. Da, poți să scap de Mbappé și să rămâi cu Icone, dar... Da, amândoi același lucru. Maximin Cam, joc pe Xbox. Dă-mi numai... Așa. Deci, ce avem aici? Buget 900.000. Bă, parcă am mai văzut echipa asta o dată. E cam... Fă, pe și stai un puțin, bro, ia stai așa. Daniel. Ești tu cu cinci, cu Laudru Pude jucai. Că nu înțeleg. Salut Ispor, salut George, salut, salut. Nici mie te rog dacă ești pe bandă. Trebuie să mă uit toată la el.
De minutul 1 și intră Atal. Care Atal? Denis... Nu știu. Anăși, de ce nu sunteți și pe chat, mă băieți, mă, dacă donați? Vreau să vorbesc și eu cu voi și nu sunteți și plecați, ce să vă fac? Nu pot să, nu pot să înțeleg cum gândiți voi jocul, că... Mersi frumos de noastră, o să mă uit, mă uit după aceea, bă. Nu știu cine e, nu știu cine e, cum, ce fel, cine e, cine mi-a donat, de ce nu stau? Eu l-aș lua aici pe... Mulțumesc frumos, băieți, de donație. Unii se uită pe TV la tine și... Dar ce mă, poate să ia frumos telefonul și scriu comentarii că pot să fac asta. Așa, hai să o gândim cum aș face eu. Deco clar acolo, bă, m-am mai zăpăcit cu Deco. Deci eu... N-aș juca cu San Maximin în bandă, în cam, aș juca cu el aici. Tine de 90 încă merge? Da, merge. 84 passing. Putra. 80 passing. Cam 900.000 cu 5 weak foot. Da, glici. Bă, uite, deci aici ai 3 alternative, dacă o să te uiți, ai așa, Butra Genio, ai Del Piero, ai Dalglish. E, din ăștia 3 îți alegi unul care să joci atacant, de care ai bani. Ăștia n-ai cum să schimbi că sunt toți untradeable, deci n-ai cum să umbli la ei. La Kovacic la fel e ok. Poate aici aș face o modificare, l-aș schimba Pogbona cu Gomez, dar când o să am bani. Del Pi Prime, nu știu dacă are bani de el, Del Piero. Mai folosibil? A, uite că are bani, 900.000. Uite, îl pui pe ăsta, dacă vrei așa, cam cu, să joci cam cu el. Beneder, saltandu sport, salut Toto! Toto Tamuz! L-aș lua pe Del Piero și aș juca cu Maximin în bandă. N-ai cum să nu joci cu el în bandă având 97 viteză, sincer. Douglas Costa, e foarte bun. Douglas Costa, în bandă e bun. Cam asta aș face eu la echipa asta, sincer. A schimbat de la Odru pe ăla, fiindcă e urgent. Și trece mai departe. Așa. Radu cu 3 euro tot cu taxe. Băi, v-ați dat pe taxe și pe astea. Mersi frumos. Comand și eu un hide de la Alex. Mersi frumos. Ovi joacă cu Maxime. Ovi e alt nivel. Mersi frumos de timeout. Sau Tomori Future Star, sau Tomori, da. Păreri? Păreri? Eusebio, De Bruyne, Kroos și Benzema. Merită Alan, merită, e bun. Ce avem noi aici? E plin de căprioare, bine că mi-am luat Alicia. Vai! Dar ce avem noi aici? E plin de căprioare, bine că mi-am luat Alicia. Aia, ia, ie. Avem verde la petrecere. Pe Adama ăsta. Au 3-3 și schimb Nabri cu Benzema. Mă gândeam la Adama. Sau la Sancho. Ah, tot s-a întrebat, n-am cum să-l zic. Asta.
Păi bun, și în situația asta De Bruyne așa, ăla pe bandă, bun, 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 suntem bine, good, 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 good. Toate că Pele nu-mi place. Sandro în loc de Telles. Da, uite, nu l-am văzut, n-am văzut. Sandro așa. E. Și acum în locul lui Kroos, de 900 de mii, nu, 700 de mii, ce mijlocaș luăm? Gândește, gândește, gândește. Mijlocaș un pur CD... De Jong. Merge și De Jong. Jong De Bruyne. De Jong De Bruyne. Dacă ai dama și intri în careu, trebuie să pui mingea pe dreptă. Bă, da, da, alerg și cu el. Cu toate că mie nu-mi place, eu aș alea, aș lua aici dacă aș putea. Aș face așa, l-aș vinde pe ăsta. Sau l-aș vinde la scoate. Dar nu sunt bani. Nu știu, aș lua Arnold, nu, Bisaka. Bisaka. Am fundat și dreapta. Dai dreapta bunicel aici. L-aș lua pe Sancho pe bandă sau pe San Maximin. Dar nu sunt bani de ăsta, nu are bani, trebuie să strângă. Hakimi, nu îl are pe Hakimi. Hakimi, prefer Bisaka. Nu știu dacă sunt toți slabi. Adică sunt toți o apă și un pământ, niciunul strălucit. Nici Arnold, nici Bisaka, nici Hakimi. Dacă ăștia ăla mai ok să joci cu Sancho aici. Uite aici în echipa aia lui poate să-l ia pe De Jong. Exact în banii aia lui. Ea are foarte bun și aici în bandă are alergătură. Cu toate că nici Anderson ăsta nu-mi place. Dar na. Facă Vidal. Nu recomand cardurile între de urmă acum. Vă, acum te de zi. Apar jucători noi. Dacă nu ai conș și la revedere. Trebuie să ai coin să-i cumperi. Uite, mi-a zis un băiat, zice băiat aici, Alan SBC, Vidal SBC. Dar nu face chem cum, a? Ce? Rodrigo Banda. Alan SBC. Bă, nu recomand. Eu parcă asta aș face. Adică, bine, cu ăsta aici și cine era mă fundaj, și Carvajal. Și de strâns de 900 de mii, 1 milion, San Maximin sau Zim, sau Sancho aici în bandă. Mi se par cele mai bune benzi. Se pare cel mai bun de Ben San Maximic cu Sancho. Salut, salut, salut! Vezi, Paulinho arată foarte bine. Ia mă să vedem cu Paulinho. Abel de pe bancă, nu, nu. Hai, hai. 4-4. Bă, ce card aveam ăsta? Nu? Ăsta, bunicel ăsta. Interesant și Paulinho, dacă ai echipă de brazilieni. A, uite, în echipa băiatului ăsta mergea. Nu, mă, nu, dar nu. Eu l-aș lua pe De Jong acolo. L-aș lua pe De Jong. Gabriel ăsta nu mă încântă. Fă-o pe aia pe care ți-am zis-o și o să fii bine, o să vezi că e echipa tank. Merge mai la parte. Coman George. 4-2-2, buget, papuri, spune-ți, 40K, CB, Fast and Tradable, Xbox, mersi, cu drag. Ia, fratele meu după Xbox. Buget aproximativ 4... Bă, dar de ce Laudrup? De ce Laudrup? Ma! Vardy merge în bandă, merge Vardy în bandă. Băi, băiatule, băi. Cât buget? 400 de mii. Iar la urmă că e chiar ca lumea. Iubi fost sanitare după. 400 de mii. Cât mai e Mendy ăsta, mă, frate? Mendy, 300 de mii. 700. 700. Cât mai este Benny?
166, 866. Așa, și avem 266.000. Mai avem 866, 400, câte mă, ăsta 400? Blanc, 400? 400. Aici 400, bun. Tra, sau, la fel, Butragueño, Del Piero, orice, sau astea de 400.000, sau, uite, la cazet ăsta mai ok, la cazet, 380. Ce mai dați-mi voi exemple. Mai dați-mi voi exemple de atacanți. De 400.000 acolo, ia stai un pic, să vă mai țin că nu vin mie, mie vin doar ăștia mai bunicei. Salut Vali Mihăile, salut. Nu neapărat Icons. Atal, nu e Son. Ia, yeah, Son. Son, la cazet am pus, Atal nu-i atacam, Atale pe bandă. Jonathan, ia, yeah. Jonathan, cine mai mă, Jonathan? Ba mă, dar a scăpat și de Laudrup ăla într-o mare stil. Cum se scrie, mă, Jonathan? John. Ia. Yeah. Nu arată rău, Johnny. Deci aici poți să alegi tu orice, dar trebuie să fie atacant neapărat și să aibă 5 weak foot. Neapărat, deci neapărat 5 weak foot. Nu stăm la discuții cu 4, cu 3, 5 weak foot. Aș. Și la odrupul ăsta trebuie ejaculé, mon dieu. Nu știu cum faci, mai stai un pic cu el. Bă. Mersi frumos de noapte. Mergem mai departe. Un review, Miță, cu 1 euro, joc 4-2-2-2 și 4-2-3-1 pe PC, buget 1 milion, mersi și eu. Donezi pentru promovare la canal. Nu este o donație, nu este o donație standard. Stai tu plăcere. Un milion. Pare de delict toti. Da, e bun. 300.000. Da, greșit, parcă l-aș arunca un pic, 800.000. De fapt, nu neapărat. Excusez-moi, monsieur, parlez-vous français? Voulez-vous français? Un milion. E bun pe el de la Swamp. Nu e. De la unde, mă? De la Swamp? Nu. Bă, l-aș lua pe Mbappé aici. De un milion, ce avem de un milion? Să schimbăm o PC. Voulez-vous français? Are Benzema, o avea Benzema, da. Niciodată în viața nu o să fie. Maxim. Griezmann, frate. Mă, l-aș lua pe Mbappé de un milion. În rest nu prea aș avea ce să schimb, pentru că echipa full on 3 double. Poate. Apusul de soare. Maresca, Mbappé, Rashford, bandă. E ok. Bine, e Fekir. Fekir? Ia să vedem. Fekir. 93 viteză.
Cum 93 viteză bandă? Că-i dau... Ce o să încerc voi? Da, cu Hunter are 99. Păi avea are! Are Hunter, dar nu o să se simtă niciodată cu Hunter, scuze. Ca un jucător cu 96-97 viteză stand sau 95. Cât are Mbappe? 98, uite. Deci 93 pace pe un card cu basic. 93 pace versus 98 pace. Chiar dacă ăla de 93 are Hunter, nu o să se simtă niciodată ca ăla care are 98 pace. Da? Deci să nu vă lăsați vrăjiți de chemistry style-urile alea, pentru că nu cred în ele. Eu îl joc cu engine, Andrew, îl vreau pe banda, crede, are agility și toate cele, eu te cred. Dar... Bă, voi spuneți astea în perspectiva voastră, mă, eu spun în perspectiva mea. Oamenii, eu recomand, eu... Uite, mai, aș mai recomanda, fii atent aici. Mă am să aminte. A, e scump ăsta. Poate dacă vrei tu să zic cu ăsta, să mai alergi cu ăsta. Fugem bapela de iard, am avut fechiri și l-am nu-mi place. Uite, a, uite, scrie minț. Uite, poți să lici pe liceasă, dar trebuie să mai... Cincioro de la over. Sper că ajunge, dacă nu mai donăm cincioro. Facem și promovarea, facem și promovarea. Mersi frumos de donație. Mersi frumos. Dar la pe Richarlisonul ăsta. Dacă vrei să mai strângi un pic, să nu le iei pe Mbappe. În bandă e ok, eu pot să alerg și cu el. Victor. Cu... Hai mai stai un pic, să-i facem promovarea băiatului. Stai un pic. Stai un pic să facem promovarea. Ca să nu zic că după aia că am așteptat, am stat prea mult, 2 secunde. Și după aia o să luăm un, o să dăm un pic mai repede, că am stat cam mult, m-am dormit pe noi. Salut, eu mă numesc Marius. Așa, imediat. Tibre Dagoș cu membru, mamă! Băieți, haideți să ne abonăm și noi la canalul acestui băiat, FIFA 20 Teams. Pune clipuri cu FIFA, deci dacă... Bă, sunteți obligați să... Mersi frumos de membru, te aștept pe Discord. Să vă abonați la acest canal. Are... N-are abonați, mă? Te pup, Andrei, te pup. Salut, Mihai. Bă, dar ce nu are abonați? Are 3 abonați. N-avem niciun... Băi, n-avem niciun abonat. Bă, hai mă să facem 50 de abonați. 50 de abonați. Pentru băiatul ăsta. Deci fiți atenți, facem 50 de abonați. Nu are niciun abonat, mă, băiatul ăsta. Măi! Medicul! Hai să mai fac niște abonați. Mamă, și-a luat Icon Baby de la 50 de lei! Caraliu! 8! O să vă mai spamez eu, canalul lui. Mamă! Mersi frumos, mă, de membru. Așa. Unde eram ăla? Victor. Câți abonați am mai făcut? 14. Bun. Am dat subscribe și după aia am subscribe. Uite ce a spus Antonio Bebe. Și vrea să vă zic să vă abonați și el, dar nu vă mai... Băi, să vă abonați la Antonio Bebe, dar să-i dați am subscribe. 19, bun, hai că îl ducem până la urmă la 50 de abonați astăzi. Așa. Te aștept, domnule Tibre Dragoș, pe Discord. Ai acolo secțiune de membri, uite aici frumos. Secțiune de membri unde vă aștept întrebările. Dacă aveți întrebări de review, echipe, de toate nebunile, vă aștept aici, discutăm și încerc să vă răspund cât se poate de repede. Așa. Mergem mai departe. Hai să ne concentrăm un pic, să mergem mai repede. Că ce lumea după aia că sunt ne... Uf. Here comes the money. Here we go. Money talk. Here comes the money. Andrei cu cincioro, saluti. Salut, domnule. Salut. Bă, mersi frumos de noapte, Andrei. Ne-am PS4, 4-2-1 sau 4-4. Da, eu știu ce zici tu, dar... Niște alegeri.
370.000. Voulez-vous français? Ce poți vinde de aici? Vedem ce poți vinde de aici. Rush, Mariano, Overmars, duelul greilor. Vedem ce poți vinde de aici, domnule. Că nu mi-ai spus asta. Andu-i ține bun pe bandă, e foarte bun. Afară tot. Voulez-vous, frate. Ochii mei mi-a distrus Andu urechile, acum s-au dus și ochii toate aceste pe acest canal. Ochii tăi mi-amintesc cât de mult ne iubeam. Tot fără Mariano și Soyoncu. Bun! Da, mă, da, intră zi. Ăștia de la Salvați-mi casa. Cum era aia? Cu Andy Vazuleanu, melodia aia. Melodia aia, emisiunea. 2.150.000. Ce păstrăm de aici? Deci îl păstrăm pe Ramos, pe Carvajal, pe Adama. E fain să fii membru. Mariano ăla e bombiță, cum ar zice unii. Nu știu cine e de Mariano că e bombiță. Ia. Yeah. Trei schimbă-ți patru-i fut. Ejaculé. Bun, și aveam așa. Cum să păstrez Ramon 90? Bă. Fără Agudelo. Ok. Calmă un pic. Toate că nu chiar l-aș păsta. Nu l-aș păsta. Cât era Ramos, mă, nu contează. Varan. Platforma PC. Nu cred că iar trebuie să... Trebuie să-i scot iar. Deci Carvajal. Țineți minte suma asta. 2.100.000. De fapt nu. 1.600.000. 1.600.000. 1.600.000. 1.600.000. 1.600.000. Varan. Militao. Este 4 boss. Fost atent, bro. Neymar. Cât mai avem? 376. Suntem bine. Neymar. Mbappé. Sărit un pic. Cu încă 5 euro bugetul să e casă și eu la început ce să fac. Mersi frumos, o să mă uit, o să mă uit, mersi frumos, donați. Momente de concentrare. Mendy, nu știu. Oh, o jenă. Lodi. Poate că sunt niște bani în plus. Oh, am sărit în aia. Ieftin. Mendy. E bun și Mendy. Așa, ajutați-mă voi acum. Benny. Nu, ceva mai bun. Cante ia, un cante mai bun. O să pui orice fundaj brand. Da, mă, dar nu are bani. Nu are bani, mă, dar niciun, uite. Lasă așa să o rezolvăm. Deci, îl pusesem pe Mendy aici. Mendy. Cante mai bun. 1.300.000 și aici. Toco. Păi banii ăștia luau pe blum. Ah, nu. Alo, frate, te-am văzut la antrenament, respect, mersi frumos, Bogdan. 1.800.000, 1.800.000, cam scump.
Nu. Nu, 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 Varan Gold să-l vândă probabil merită pentru unul doar. De ce fac asta? Ne cante gold. Hai să zicem cante gold. Da, cante gold, cante ăla. Așa, și de 600.000 aici? Bloc. Oh, stai că nu mai am fundaș. 100.000 o mai scoate tu de undeva. 150.000. Campionii, campionii. Ole, ole, ole. Ce echipă am făcut? Vreau să-mi ziceți dacă aveți vreo nelămurire. Cum te simți azi? Bine, bine, bine. N-am mai, nu v-am mai zis de like-uri. Avem doar 550, mă, și avem aproape 2 ore de live. Mergeți 4-2-3-1. Cum, frate? Mbappé, bandă, Adama, bandă, Neymar, Cam, Beneder, atacant. Zrâng! Zrâng! Nici măcar n-am făcut 600, mă, de like-uri. Primul membru la tine, mersi frumos. Ești un fel... Era mai bună înainte. Hai că era mai bună cu Overmars și cu aici, nebun. Hai că era mai bun, bă. Ce, mă? Deci în 4-2-1, păi așa, Kante cu blank, Adama în dreapta, Mbappé în stânga, Neymar Cam și Benedera atacant. Salut, salut, salut. Gata, o mergem mai departe. Câți bani ți-a mai făcut băiatul ăsta, mă, ia? 20. 20 e bine, e bine, e bine, e bine. Mai dau un pic un spam pe... Mai dau un spam aici frumos, să se mai aboneze un pic băieții. V-am zis că vreau să-i face 50 de abonați băiatului. Benedere e greoi, lasă-mă mă cu ăsta. Nu mai, ce nervi mi-a făcut că mi-a zis că Rashford e greoi. Așa. Mergem mai departe. Joker, salut profesor, buget nu mai am, depinde doar de tine mâine la rewards. Corect, corect. Mâine vă aștept și cu pachetele dacă aveți, să le deschidem împreună. Împreună e nimic povestea mea. Ce părere de golul lui Kimmich de aseară, scuze de spam. Gol de portar. Chiar mi se pare gol de portar. Am venit să dau cu head, mă primești, cu siguranță, frate. Ia să vedem ce avem aici. Și ce să fac eu la asta, mă? A, că n-ai buget. Să zic doar așa, a fost mai mult o donație de susținere, ceea ce îți mulțumesc frumos. Eu l-am schimbat pe Fernandinho. De fapt, nu, pe Jota l-am schimbat. Mamă, 2 în 7? De fapt, nu. L-am schimbat pe Fernandinho, sincer. Sau, pe zes. Iberici, Shifter sau Butramit? Butra. Echipă excelentă. Așteptăm bugetul de mâine. Părerea e de devrai. Nu e ce trebuie. Echipă excelentă. Mersi frumos de donație. Nu, te dat ce review. Ai făcut review la membri? Nu mă găsesc mai în spate. Da, am făcut review. Bă, dar nu înțeleg voi de ce... De ce mai scrieți voi, membrii, pe comunitate, dacă aveți membri, în loc să-mi scrieți aici? Bă! Bă! Bă, vreau review. E 7 dimineața. Fă-mi review. Scrieți aici voi. Voi membrii puteți să scrieți aici. Și vă răspund. Nu neapărat trebuie să așteptați ziua de review. Să vadă oamenii că ai multe ce... Corect, corect. Marketing. Acum. Așa. Bă, mersi frumos, Joker, de noapte. Vedem mâine ce pică. Mergem mai departe. Daniel Crețu, am un buget de 400.000, vreau scap de Kante, James și Mendy. Mă gândeam la un tele și ceva legendă în locul lui Kante, iar în locul lui James nu știu ce să joc. Să fac schimbări? Mamă, m-am pierdut. Păi și unde e, mă, ăla? Daniel Crețu. Păi nu mi-ai pus link-ul. Eu mă uitam așa, mă uitam link-ul.
Ai văzut că ți-am urat multă răbdare la începutul live, ce zic, extreme nervi de oțel. Nu e o problemă asta, frate. Băi, n-a mai dat nimeni niciun. Câte like-uri avem? Avem doar 550. Nu pot să cred așa ceva. Messi sau Ronaldo în realitate? Messi. S-a blocat like-urile. 586. Deci se poate să facem 600. Eu zic că se poate. Salut, salut. Daniel Crețu nu mi-ai dat link. Câte like-uri mai are băiatul ăsta, mă? Abonări. 26. Vă mai spamez un pic. Mi-ai dat link-ul pe chat, mă, bro, mă. Hai să facă 50 de abonați, vă rog frumos, băieți. N-are nimic. Data viitoare să știți să-l pui acolo în donații. Așa, ia să vedem. Aia ieși. Doar 100k buget în spate. Bă. Ia-l pe Adam aici. Ia-l pe Adam la Team of the Season în locul lui James să-și facă 10. O să nimeni nu prea ai ce face. Nu prea ai ce face, doar să-l iei pe Adam, să-l iei pe Adam. A, 400, mă, ce 400? 400 de mii? Mi-ai dat țeapă că eu am membru de 5 de lei și pe Discord apare că am de 10. O să-și facă, mă, nu-i asta echipa. Cum nu-i asta echipa? Nu mai înțeleg nimic. 6 de like-uri, mulțumesc frumos. Donația e Daniel Crețu, ok. Daniel Crețu, asta e donația. Nu ești tu Crețu Daniel? Care ai zis pe chat? Ai pus link-ul? Eu nu mai înțeleg, mă, ce se întâmplă. A, buget 400.000. Gata, mă, păi de ce ești 100.000? Băi, de ce mă trolați? De ce mă trolați, băieți? De ce mă trolați? Păi, saltam un buget. Și eu ce am citit, mă? Doamne! De ce sunt prăz, mă? Am citit altceva. My mistake? My mistake, sorry. Să ne revenim. 400.000. Bun. O Parmigiano, o Belaci. Mersi frumos de donație. Am teș. Dar de fapt nu, de ce nu faci SBC-ul lui Sandro? Sandro? Să vină Bari, să vină Bari. Am uitat la gură, nu. Face procedea, nu, corect. Aici, bine, îmi place, dar pe teș, sincer. Dar și Sandro e bun. Teș, ăsta. E? Ia, strâng. Mamă, dar ce cu bă, dar ce ghinion, bă, ce ghinion să vrei să vă pice și cu roz, mă. Raul 92, n-am jucat cu Raul, dar e ok Raul, mie îmi place. Se strânge, dar e 6.000 blank. Da, 100.000 cu 100.000 vin două, mai 400, poți să strângi 200.000 pentru blank. Care este un jucător box-to-box foarte bun și te faci și toți în 10 și ești bine. Pentru ce trebuie. Părerea mea. Eu zic că am făcut o echipă bună. Te apuci de fapt mobile. Mâine dimineață. La membrii faci gratuit review. Nu e gratuit că ți-ai luat membru. Nu e gratuit. Cam asta aș face eu sincer. Nu cred, nu văd altceva în banii pe care ai. Cross tot box to box e. Cross e da napoda. Alexandru Lăzărescu, mulțumesc, mă, cu plăcere.
Estien. Nu are ce sunt 6.000, Vieira, cât e Vieira? 1.500.000, nu, 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 iar pe blank. Da, e, da, mă refer, unde pot să las link? Pe Discord, lasă-mi pe Discord aici la membri. Vreau review, bă, fă review. Uite, mă, ce membri, membri dezolanți. Așa, faci review și la FAN 19 sau FAN Mobile? Oh, da, în patru, mă. Ia să vedem, AG95 ADT, ți-ai pus numărul de la mașină? Acesta este numărul tău de la mașină? Câte, ia mă, câți abonați are băiatul ăsta? 26, băi, și-o mam! Vă rog eu frumos, haideți încă câțiva băieți să se aboneze la băiatul ăsta aici. Vă rog frumos. Așa. Argeș95 ADD. Echipa sa fiind 4-1 sau 4-2 sau 4-4, băi, fața în tradable, doar 100k buget în spate plus jucătorii tradable PS4. Ce mai important ca first buy? CDM sau Rubu? CDM? Desigur, aia vreau. Păi, eu nu știu ce, nu înțeleg eu la... La footbinul ăsta, ăștia de pe bancă pot fi... Pot... A, pot să-i setezi. Și ăștia-s tradable. Păi cum? Adică Arnold cu ăștia-s tradable, Zanetti? A? A? Rashford tradable? Păi și ce se joacă în sistemul ăsta aici? 4-2-3-1, 4-2-2 sau 4-4-2? Mau, Messi roșu. Ok, Messi cam. Ce mă dorează pe mine la această echipă este acest trio. Trio Marinescu, Kaka. De la Swaps. Nu-i văd niciun fel sensul. L-aș pune aici pe Kaka. Sunt untradeable toți de pe bancă. Ok. Sunt untradeable toți de pe bancă. Și Kaka presupun că ești. Kaka și Kaka e untradeable? Nu e de la swap sau Kaka? Adrian Popescu dacă tu ești. Că dacă nu e untradeable, facem show Kaka. Nici o reacție de nicăieri? Scuze. Scuze. Așa. Ia să vedem. Bă, eu cu Zola... Mamă, de 100.000 nu prea ai ce face. Ca e 3 double. Bun! Afară! Rib live. Ce e rib live, mă? Kaka, afară! S-a blocat chat-ul, nu? S-a blocat, nu mai scrie nimeni. 700.000. Am lăsat pe Discord echipa, mersi frumos, frate, ia uite. Refresh, refresh. Bă, merge mă, drag, merge mă, Kaka e tradable, gata, gata, gata. Zola, pe Zola lași ține, nu mă deranjează așa tare. Dar de ce sistemul ăsta? Fundaș. Fundaș, fundașin, fundașin! Fundașin? 245 de buți, da frate, sunt. Nu are bani, 700.000. Fundașin. Piero, la revedere. Ce fundașin luăm noi? Brazil, Militao. Pe ăsta, squad battles. Varan, na, că n-avem ce face. 200 cu... 200-400. Trec în 6 aici.
A, și ce, ne trebuie ceva de viteză. Avem mijlocaș. Mbappe. De care ai tu bani? Strângi de ei și eu zic că e bine așa. Messi cam. Zola atacant. Sau, depinde ce-ți place ție. Sau Zola bandă. Cu toate că... Parcă aici vine și pe Zola. Dacă vrei tu să joci cu el atacant, poți să joci cu el atacant. Dar bandă, nu știu ce să zic. Neymar atacant sau bandă și e bine. Nu e bun Kante acolo. Cum adică nu e bun Kante? El avea omul pe Kante. Ah. Na. Neymar nu prea mai merge în bandă. Cine spune? Și cine mă dă, cine dă deadline-urile astea că Neymar, ăla nu mai merge, nu prea mai, bă. Nu prea mai merge în bandă. Nu prea mai e jucabil. Nu prea, au schimbat ăștia ceva la pase? Deci nu s-a făcut, fiți atenți cum sunt unii băieți, că sunt și pe chat aici tot la asta. Sunt, trebuie să spui a tot stivuitor, cum a zis Borcea, tot știuitor, da. Mai sunt unii care zic așa, nu se face niciun update, nu se schimbă nimic, au schimbat ăștia la finalizare. Deci nu simt că au schimbat ceva la pas. Deci nu simt că, deci eu simt că au schimbat ceva la, la finalizare. Dar nu s-a făcut niciun update. A tot știuitor, uite-l mă, na, eu am zis de finalizare. S-a schimbat ceva la pas? Între Neymar, 93, Hazard, Food Birthday, Neymar e greu în bandă, George Zidar. Ești ca bandă stângă și ești ca cam. Eu aș juca Neymar cam, sincer, Hazard în bandă. Gabi, câte mai avem, mă? Mamă, dormim pe mine, nu vreau review, vreau dar să-ți dau puțin respect. Mulțumesc, Bogdan. Gabi, mamă, iar Laudrup, mă, bă, azi e ziua lui Laudrup. Bro, de două ore aștept review-ul. Mai stau să scriu, sau scriu pe Discord. Bă, poți să-l lași pe Discord, e mult mai ușor, uite. Pe Discord se lasă la membri, se lasă aici. Foarte ușor. Mai ușor, mai ușor. Lasă echipa acolo și îți răspund astăzi. La mulți ani era să uit. Mersi frumos. Dacă mai sunt membri, rașor de greu, da. Lăsați, dacă mai sunt membri și le-am lăsat pe comunitate, lăsați-mi pe Discord, că e mult mai ușor acolo. Vă las, după ce termin live-ul, mănânc și eu, mă uit din nou pe echipe, sunt, o văd altfel. Așa. La mulți ani, Laudrup. Nu se poate, mă, ce e cu Laudrup ăsta, mă, a dat boala în Laudrup. Joc 4-3-1 cu Neymar cam și Laudrup în stânga, dar nu-mi place foarte mult Laudrup în poziția aia, e puțin greu, e buget cam 200.000. Puțin greoi. Păi normal, mă, bro, că e greoi. Laudrup. Până când faci live? Până când termin echipele. Cât buget? 200.000. Didi, Alan, bun, mijlocul. Machelele, e moderator, iar pe Maradona în locul lui Kante. Dormește lumea, mormește lumea.
Pune 4-3-3-4. 3-3-4. Bro, la abonați când ajung. Din nou, la ce ai discutat? La abonați când faci, la abonați, bă! Bun, și 4-3-4. Și? Lucas Moura. Ah, da, uite, Lucas Moura. Mă gândeam la altă soluție la Lucas Moura aici. Da, nu prea. Alan, Lucas e mort. Bă, să alergi în bandă. Crede-mă că peste Laudrup e în bandă, peste. E peste. Lucas, e bun. Gata, atâta faci de banii aia pe care ai. Mergem mai departe, Gabi. 200.000. Nu aveai ce în 200.000. Nu face chem, da, vrașpă. Nu aveai nimic în 200.000. Care să facă și chemistry. Și mai trebuie să mai strângi un pic. Salut, Alex. Mergi să schimbi echipa actuală. Ia să vedem. Salut, te pup. Salut. Merită să schimbe echipa actuală. Olu. Cu? Gândeam să-l vând pe Eusebiu și să fac echipa asta. Ia să vedem. Spune-mi că e Mbappé Football Day aici. Te rog frumos, spune că e Mbappé Football Day. Chat! Ziceți că e... Ce nu-ți place la Laudru? Bă! Mi-a furat gagica. Credeți că aici se află Mbappé Football Day? Ziceți-mi voi. Aveți încredere că Mbappé Football Day se află în această echipă? Nu e. Vreau să văd părerile astea, eu cu Laudrup. Nu, nicio șansă, nu, da. Uite, cineva care e optimist, nu e. Încuncu. Mbappé toti. Pe aproape, da. Se merită să faci, dar fii atent ce faci. Se merită să faci echipa, merită să faci, dar îl vizi pe ăsta și lui pe ăsta. Mă gândeam să-l fac pe Laudrup. Nu e bun, frate, Laudrup. Uitați. Deci o să vă spamez cu chestia asta până la FIFA 21. Mai știți, dragi copii, când v-am spus eu că Mbappé Football Day e mai bun decât Mbappé Totti? Mi-au spus unii că, domne, nu te pricepi. Andu e slab, nu știe, nu se pricepe, e așa... Iată, un jucător cu 4 rating mai mic costă cu 1.500.000 mai mult. Dar Andu nu se pricepe, Andu e prost și dă sfaturi proste. Care e diferența? Vidal, Saint-Maximin, Mbappé, Benyader. Fundaș? Se schimbă și fundaș. Nu se schimbă. Ce are Laudru că pertie? Ok. Bă, nu este bine, nu este bun. Eu zic direct. Tu îmi zici că ți se pare bun, eu zic că nu e bun. Îmi s-a dat acum pe Discord-ul să mă uit, bro. Să mă uit. Stai un pic și cu Benyader ăsta ce facem? Nu putem să le... Cât e? Care e diferența de preț? Pe ce platformă joacă băiatul acesta? PS4. Eusebio este click for Eusebio este 4.300.000. Mbappé ăsta este 5.100.000. Măi, și cine stau Douglas Costa. Douglas Costa Football Day, presupun. Eu îți recomand să mai strângi un pic din bani de bani până faci bani de Mbappé 94. Și ai putea, uite, în loc de Rio ăsta să-ți iei ceva mai... Dar ce mai ieftin, că Rio deja e ieftin. Cât e Rio? Ia, Rio 90. Păi joacă Benyader. Păi nu, așteaptă un pic. Bă, de ce vă grăbiți, mă? Rio... Cum, mă, Rio, baby? 518, Rio Prime 595.
mai înțeleg nimic. Ce să iei aici, mă, din... Fii atent. Ar fi ca și aici în 7? Blanca e usibil. Direct nimic. Diego Carlos. Și lui Vidal, de ce nu îi face chemistry? Deci ca în 7? Avea Varan roșu. Păi eu știu că avea Varan roșu, dar... Hai mă să schimbăm formula. Dar tot faci ca așa, nu are niciun link verde. Vidal, Vidalen! Zweiten Vidalen! Schimbă Militao cu Maldin ca să joace Carvajal în 10. Mă rog, pe mă interesează de Vidal. E tochitura moldovenească? Lasă-mă, mă, te rog eu în pace. Beneder. Eu l-aș lua pe Mbappe Football Day și l-a schimbat pe Beneder, să strânge Beneder, de un alt Beneder mai bun sau de o legendă. Eventual, am nu de o legendă. L-aș lua pe Richarlison, dar nu-mi faci chemistry. La face Maldini față în mine, păi dacă l-a făcut la swaps, ce să fac? Cum facem noi o soluție să-l băgăm, să băgăm un alt jucător aici? Să vină Bari, să vină Bari, să vină Bari. Mersi frumos de donație. Butra merge. Așa. Așa. Nu, eu încercând. Eu încerc să găsesc o soluție. A încurcă Vidal ăsta, orice-i face Vidal ăsta va sta în 7. Chiar n-ai ce face. Poți să-l iei pe la cazet, ia-l pe la cazet ăla. Aie, lipăm, aie, n-am, altceva nu am ce să completez la aia. Așa asta arată bine. Asta arată bine și parcă aș face bandăriu aici. E bun și Eusebiu, dar Zaha asta bun pe bandă, bunicică și asta, parcă un pic mai bună decât aia. Dar aici strânge de Rio, sau poate în locul lui Maldini. Parcă, nu, fii atent, mai bine fă-o pe asta. Rămâi cu asta și strânge bani să-ți faci upgrade la fundaș. E greu să completezi acolo sus. Mergem mai departe. Bogdan. Bună ziua, domnule Rădulescu, 4-2-3-1. Credible Del Piero și Gnabry. 2 milioane buget pe lângă ei, PS4. Mersi și multă baftă. Griezmann flashback. Credible Del Piero și Gnabry. Del Piero și Gnabry? Oare ce să luăm aici? Oare ce să luăm aici? Ați fi... Ce fac, mă? Ce să luăm aici? Ce să luăm aici? Ar mai fi 1 milion. Del Piero cât mai costă? 500 de mii. 1.500.000. Tot o legendă trebuie. Asta joacă iar în 7, mă. N-ai cum să-i faci chemistry din nicio culoare. Ba da. Ia să încercăm într-un 4-5-1. Încerc, dacă nu,
Crezi că pică prețul prompt astăzi? N-am de unde să știu, n-am de unde să știu. Mai dăm înapoi. Blancul în locul Sisoko. Da. De fapt, nu. Ai Sancho pe bandă, Mané pe bandă, bun, cu toate că Mané parcă a jucat cu el în față la cum arată și a scăpat de Del Piero, dar momentan rămâi cu el și încearcă să iei acolo în locul de Sisoko un alt mijlocaș. Sancho în dreapta și în locul lui Sisoko blanc. Sau poți să strângi de Zidane. Chiar l-aș lua pe Zidane. Sau Firmino scrim. Firmino, nu mai e Firmino. Zidane, încearcă de Zidane. Bă, n-am mai făcut nimic cu like-urile alea, șomăm, astăzi a fost o zi de șomat. Te mai avem, mă, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Are bani de Zidane, baby, e bun Zidane, are Werner pe bancă. Nu m-am mai dat seama, nu m-am mai uitat. Cer scuze. Unde eram, mă? 65.000 buget, 4-4-2 și 4-3-1, Visca și Cross are untradeable, restul pot fi vândut. Deci merge schimbată și complet echipa. Hai, bro. Ce-mi plac schimbările? Mai, schimbările pline de jucători, de chemistry, wow! Ando Atal, Shapeshifter sau Benedero in Formula 7 pe Striker, Benedero. Cine sunt untradeable? Visca și Cross. Pe Visca e pe bancă. Buget? 650.000! Milioane de copii pe stradă. Milioane de fulgi de zăpadă. Sărbători de iarnă cu moș. Son 91 sau Vardy? Son. Messi așa cu... Cred că ai bani de ăsta. Blanc în locul lui Petit. Păi da, mă, și în locul lui... Dați bani, 600.000. Maximin în locul lui Messi. Na, nu-s bani. Cât e Petit? Da, dar nu are mijloc bun. Așa cu Petit și cu ăsta e bine la mijloc. Simon ăsta nu știu ce să zic de el. Cât e, mă, Simon? 155.000, nu. Eu asta aș face, sincer. Aș face și după aia strânge de upgrade-ul la fiecare jucător. O să-i cante gol că e mai bun ca și Petit. Zici tu? Cât e Petit? 400. Petit cante. Petit hai. Cante, 9 gold. Un pic am semi-depășit, dar... suntem, cred că, bine. Ce mai avem aici, mă? Messi, așa. Strânge pentru un Mbappé 91 acum. Și aici să-l iei pe Lodi, eventual. Lodi sau Teș. Face așa. Scuze. Lodi, Teș, nu contează. Doar să nu mai, să nu schimb pe Mendy. Mersi frumos din noații și mergem mai departe. Acum poți să schimbi și Simon cu Ben sau Ata. Uite, poți să-l iei pe Ata. N-am mai făcut calcul, credeți-mă că mă... Mi-am mai dat seama. Poți să-l iei pe... pe Atal. Băi, vă mulțumesc frumos și celor ce vă abonați. Îmi pare rău că nu v-am văzut. Uite, o să vă răspund acum, ia. De la început.
Tomșa, deci avem așa, Marius. Marius, Hyperwolf, Tom Șarareș, Radu Nicolae, Ștefan 23, Radu Pricop, Justin Darius Mârza, Adrian David, George GB, BFP Alexander, Iani 10, Emil 2395, Condor, Nicolaas, Nicolaas Sima, Talvar Ciprian, Răzvan Jucătorul. Mulțumesc frumos de abonare, băieți, și apreciați-vă și clopoțelul, este foarte, foarte important. Să fiți la curent cu tot ceea ce vă postez. Crezi că Neymar și Mbappé va lua Ansu Fati? Crezi că Mbappé și Neymar vor lua ambii 99? Nu cred. Cu ce aș putea să schimb și în ce ordine? Bă, sincer, în locul lui să joc cu Suarez atacant, aș juca cu Suarez în bandă și aș juca cu Griezmann atacant. Ce să schimb tu funda și n-ai ce să schimb la ei. Mane ăla în stânga, poate cu un Mane mai bun. Ceva în jur de 1,5-2 milioane, neapărat 100 ca, ok. Poate să strângi de Mbappé toți. Mijlocul e bun, mai ales că e untradeable, dar... Sincer, doar de Mbappé, de Mane acolo l-a schimbat. Sincer, doar Mbappé a schimbat, banii ăștia nu prea n-aș intra. Poate și Suarez ar merita schimbat, dar e greu, având în vedere ce jucători ai tu untradeable. Ai Griezmann, ai Vidal, ai Saul. Nu prea ai cum să faci schimbări, nu prea ai cum să faci schimbări. Ia un Mane mai bun, atât îți recomand. Mă bucur că l-ai pe Sancho. Foarte bună echipa, dar a jucat cu Suarez în bandă și cu Griezmann atacant. Sau nu, stai, scuze. Sancho cam striker, Griezmann ram. Unde îl joci pe... Uite, joacă cu Griezmann striker, Sancho cam și la Suarez în bandă. Multă baftă în tot ceea ce faci, Zinedine Zidane. 2 euro, PS4, să vină Eusebio și să investesc în mai mulți jucători. Tradeable Eusebio, să vândă Eusebio. Plan Costa Lehmann. Costa spune că nu e... Salut, Sancho. Ce-am făcut, mă? Salut, Sancho sau Mbappé flashback? Good birthday. Ce se întâmplă, mă? Bă, Mbappé. Ok, mă gândeam să iau după în loc de Vidal un De Jong. Toti. Da, uite asta. Încă o donație și cred că ultima pe ziua de azi, Dragoș, din acest moment, băieți, nu o să mai fac review-uri. Deja sunt live de 2 ore și jumătate în care am făcut review-uri peste review-uri. Vă mulțumesc tuturor, dar dacă se mai donează, nu o să fac, o să las pe săptămâna viitoare. Dacă vă luați membru, la fel puteți să scrieți pe aia de membru. Ce avem aici, mă? Să-l vinzi pe Eusebio, să investesc în jucător? Bă, nu, mamă, Pamecano. O partigiamo, o bella ciao, bella ciao, uite ce ai schimbat eu. Cât ai buget? Aș ca costa în loc de Aubameyang. Sau Rashford, sau ce bani ai tu, Mbappé, mai, nu, no, Mbappé footbird, sau ceva cu 5 wickfoot acolo. Dar presupun că joci cu Douglas Costa, de fapt nu, e bine așa, joci cu Mares Cam, Eusebio Striker, presupun. Te pup, Andrei, ai ceva frumos pe MS. Salut, chat, salut. Bă, am uitat, nu pot să... Am uitat Cristian, acum când am văzut. Da, bine că mi-ai zis, Grisa, am uitat. Zero buget, ține Eusebio, deci. Bă, da, ține, nu ai de ce să vinzi, pentru că nu văd ce upgrade-uri ai putea să faci peste. Nu prea văd ce. Echipa e bună. Poate să am maxim locul lui Mahrez, dar... Bă, ce mă mâncă în asta așa? Da, nu, asta aș face eu, la pe Richarlison. Să strâng de Richarlison, rest fundaș și ia. Sandro, Aubameyang. Aubameyang nu îmi place, nu... Nu mi inspiră încredere. Mi se pare greu. Mergem mai departe. Sper că ajunge așa. Asta a fost promovarea. Bugetul 100.000 și eu la început. Mamă.
Maximin Ben, Team of the Season so far. Ben, Ben! Ia, ce mi-ai trimis? Mamă, și Beneder, da. Am văzut poza asta, da. O știu, o știu. Interesantă. Mergem mai departe. Ia să vedem ce avem aici, 100.000. Ia să vedem dacă facem noi altă șmecherie. Digamo. Ah, Hagi 87. Ei la searching, de ce ai la search? Am căutat, mă. Am căutat eu ceva pe Google, Alexandru Rădulescu, și mi-a apărut Alexandru Rădulescu pușcărie. Și am zis, bă, poate fi intrat la pușcărie. Și joacă, mă, ăsta, Mui Gomez ăsta. Cam. N-avem, frate, nevoie. Na, nu e, nu e, sunt prea puțin bani. Ia-l pe, ia-l pe la în stânga, pe Lemar, și în locul lui Vidal, nu-mi vine unul, mă, în locul lui Vidal, ce să joci? Gri... Sau în locul ăsta, lui Moi Gomez ăsta, ceva în față. Ceva în față în locul lui Moi Gomez ăsta, vezi, muia. Dacă mă puteți ajuta voi, parte inform, nu frate, ceva. Ah, în locul Vidal, zici tu. Andul, mi explici, te rog, cum se face kill to heal? Față spate. Hop, hop, din right stick, dreapta stânga, dreapta stânga sau stânga dreapta, depinde de direcția porții, direcția porții tale. Deci poarta adversă, poarta ta, Muniain. Muniain. Uite, da. Sau Griezmann, ceva în locul lui Moi Gomez de atac. Da, parte inform. Bă, parcă da, parcă ar merge un parte din ăla. Mai tânculeț așa pe apărare. Deci, Lemar, Partey și Griezmann. Strânge de Griezmann. Deci, bro, poarta adversă, poarta ta. Uite, ți-arăt așa. Poarta adversă, poarta ta. Poarta adversă, poarta ta. Prima oară înspre poarta adversă, spre poarta ta. Dreapta, stânga, stânga, dreapta. Depinde de unghi. Mersi frumos, donați over 17. Așa, Dragoș, același, salut, respect. Un review aici, 1.700.000, joc 4-1, aștept și premiile de mâine de Lido, îți vence pic. Ce recomand să schimb, ia să vedem. Mamă, poliția! Da? Mamă, dar de ce ala nu șa? Păi și ce joci? Ah, De Bruyne cam. Ok, De Bruyne cam. De Bruyne cam. Bă, eu acum o să fac spate în loc dreapta în direcția alergare a jucătorului tău. Uite, vezi? O explicație autorizată. Deci, părerea mea, eu nu aș juca cu De Bruyne cam. Aș juca De Bruyne CM. Aș vinde pe Kante ăsta, cât e mă Kante? 2 milioane. Și tu ai bani câți? 1.700.000, oho! Aștepti premiile de mâine de Lido, îi vedem ce pică. Ce recomand să schimbi? Ia să vedem. Bă, n-ai schimbat nimic pe banda aici. Dar de ce ăsta joacă în 7, mă, este un pic? Așa. Încă mai faci respect. Și frate. Raif. Iar cu 3-3-4 îl ții pe Alan în 10. Ia. 4-3-3-4. Păi și
Eusebiu, stai mă un pic că vreau să prind și pe... Unde era, mă? Top 4-5-1. Pot face cumva să joace, să joace Alan în 10 și să nu mai joace altcineva în 7? Neymar nu e în 10. Neymar nu e în 10. Știu că nu e în 10. Cred că e Eusebiu. Hai să vedem 4-5-1. Mamă, ce e pe forță. Don't you pump it up, don't you know, pump it up. Pump it up. Eusebio. Va pe Food Birthday. Bă, deci ar fi așa. 1.700.000 cu 2 milioane... 1.700.000 cu 2.900.000, nu chiar 2.900.000 ar fi, hai să vedem cât ia, ia. Mă gândesc la ceva mult mai bun. 2.900.000, 1.900.000, deci ar fi 1.700.000 cu 1.900.000, 2.800.000 plus. Pune Alan Cam, ia. Pune Alan Cam și Lucian Stoic Striker și cauți un CMC. Pune Alan Cam. E tot, e același lucru, mă. Cât e, mă, gras? 3,7 milioane. 3,7 am zis 3,8. Scuze, scuze, 3,7. Eu ce-am scris grasul. Bă! Bă, uitați-vă ce-am scris, că am scris grasul. Cât e, mă, ăsta? 6 bețe, nu? Vreau eu toți. Nu mai trebuie un atacant. Nu mai e grasul pe market. Ah, nu e bine. De bune este Tiger și Richardson Camp. Da, mă, dar joacă Marez în 7. Nu vreau să joace niciunul în 7, nu vreau să joace niciunul. Pune 4-3-3-3 și stau toți în 10, ia. Stau toți în 10. Cum? Stau toți în 10. De bune este Tiger și gata, mă, ia, că mă uit pe 4-5-1. De Bruyne, Striker, Richarlison, Cam și stau toți în 10. De Bruyne, Striker, Richarlison, Cam. Unde, mă, stau toți în 10? Că ăsta nu stă în 10. Stă în 7. Fundaș, trebuie să-i fundaș. Pele, trebuie un brazilian. Sau asta, dar... Ole switch. Joacă ăsta în 7. Băi, Eusebiu cu De Bruyne, deci era așa. Mai pune o dată pe alte 3. Ia. 4-3-3 varianta 3, așa, deci ăsta aici. Ăsta. Oh, mă pierd rău de tot. Neymar aici. Ia, ziceți-mi cum. În 4-3-3 varianta 3. De Bruyne sub Mahrez. Păi și unde stau toți în 7? Așa, ăsta așa? Nu. Ce-mi sunt striker?
Așa, mă, da. Antrenor, Paltele 3, da. Da? Da, da, mă, da. Bine, mă! Bravo! Vamos, caralho! Uite cât am stat să ne chinim. Da, mă, da. Da. Aici poți să-i ce vrei tu. Legendă, Cruyff, Eusebio, Grasu, dacă ai noroc, ia-ți orice că echipa e foarte bună. Dar nu, eu asta și fac, eu n-am jucat cu Kante, cu De Bruyne cam, am jucat cu el CDM. CDM, CM, acolo. Dar poți să-i pe la toți, ai mai scump pe la toți. Mersi frumos că ai donat și mult succes la Elite 2. Dacă ai de PS4 și vrei să le deschizi, scrie-mi pe Discord, pe Facebook, unde vrei tu. Nu stă oblac, hai că nu stă oblac. Dacă aveți pachete pentru mine, băieți, mai ales pentru PS4, scrieți-mi pe Discord sau pe Discord. Ar fi cel mai important. Pe Discord, intrați acolo și scrieți-mi în privat. Bă, am pachete pe PlayStation și tot în regulă. Facem mâine share play și e show. Silent. Iar e Silent YouTube, frate, cu un euro? Ce ai adăugat acolo? Am 2 milioane de buget. Mamă, am început astea forță. Oblac e greu, oi. Cararca. Am 2 milioane buget. Câte like-uri avem? 671. N-am făcut 700 de like-uri. Nu pot să cred. Vedeți, mă, dacă nu vă spamez. Deci dacă nu vă spamez și nu vă zic, nu facem. Deci uite, avem aproape 3 ore. Vă dau un exemplu. În 3 ore, de obicei, la câte persoane au fost? 200 și ceva, 300 aproximativ. Mereu 800 de like-uri erau tank. Noi n-am făcut nici 700, voi. Nici 700 n-am făcut. 2 milioane de buget. Simplu. Când e 2 milioane de buget, primul rând. Simplu. Sau Sam Maximin, dacă vrei tu Sam Maximin, dar ia. Ca să poți juca atacant cu el. Sau așa. Așa. Cum vrei tu. Altceva n-ai ce să schimbi. Ai ceva pe bancă? Nu. Mersi frumos, donație și mergem mai departe. Bogdan, nu vreau review, așa. Andrei Daniel, salut, am nevoie de un fundaș pentru Kelly neapărat. Buget 300k plus premiile de joc, premiile de joi în game 4-3-1. Dunciu pampera, dunciu nou pampera. Salut, Andu, foarte tare videoul cu sfaturile despre poziționarea jucătorilor. M-a ajutat foarte mult, hai cu 700 like-uri, forță. Mersi frumos, mersi frumos. Și sper că ai lăsat și un like la acel clip, dacă te-a ajutat ce am pus acolo. Fundaș, Boateng. De ce nu Boateng? Mamă, Boateng Campbell. Boateng SBC. Nu? 684, n-am făcut 700. N-am făcut 700. Bă, Boateng e cel mai simplu să-l faci. Mâine cred că o să faci bani de Boateng. Altceva nu. Al fundaj nu văd. Toate că nu e o combinație pe care eu o recomand, dar ia stai un pic. Poți face asta sau asta. Poți să faci și asta. Așa, mergem mai departe. Sane, 7, de ce? La SBC, în general, merită să faci flashback. Bă, depinde. Eu nu sunt fan așa. Au făcut SBC-uri pentru că, mai ales acum, în acest moment, pentru că prilochez bani într-un jucător pe final de joc. Acum, când vrei să cumperi, o să apară jucător mai bun și vrei să-i cumperi, nu o să ai bani, o să ai multe carduri untradeable. Bugetul 1 milion pe Xbox, în game, joc cu formația 4-2-2 și 4-2-3-1, poți depăși bugetul ca să mă orientez pe viitorul. Bine, Dragoș. Ne, left winger și a făcut... Da, am înțeles. Da, uite. Mamă, iar Kaká, mă! Bine, mai bun Kaká decât... Neymar pe bancă. Mai bun Kaká decât Laudrup. Cât ai?
Milion. Dragoș, dacă ești pe chat de SAI, poate fi vândut? Bine, cu toate că... nu mă deranjez. Câte de SAI? 400.000. E... aici poate să vină Rio atât. Dar eu aș face așa, l-aș... pam, nu. Ba, da. Don't you pump it up, don't you know, pump it up. E mare un loc de caca minutul 1. Bă, m-am gândit și la asta, nu face chemes, nu o să facă, sau face. Deci am avut impresia că nu o să facă Vidal de Jong ăsta. Ba da, mă face. Da, dar Neymar no, Mbappé 90. Să vină Bari, să vină Bari, să vină Bari. Stefan Niceaev, bro, am mai zis, am zis mai devreme că... am spus că nu mai iau, dar asta e, hai să zicem că n-ai știut. Dar gata, de aici nu mai. Nu mai, gata, gata. Mersi frumos donație, gata, e ultima donație pe care o... o mai iau, sunt live aproape de 3 ore făcând numai review-uri de echipe. Mă doare capul. Mă doare capul, efectiv. Ce nu să creiau aici? Neymar. $1.600.000. Uite, poți să faci pe asta, așa. De să ai vândut să-l iei pe Rio. Locul în Mbappé, dar nu ai cum că l-ai pe Vidal. Na, n-ai cum. Messi, fă-i upgrade și lui Messi la Messi de 95. Am așa o văd eu. Neymar, așa, fundașii foarte buni. Ok, Carvajal e ok, Teș ăsta, nu știu, cred că e bun. Foarte bine, foarte bine, foarte bine, bine, bună echipa gândită. Să vedem și ultima donație, Ștefan Niceaev. Mai ești pe ceilalți de comunitate, da, frate? $4.3.1 Messi cam Son Striker buget 200.000 plus gold 1 plus ce vând. Să vină Bari, să vină Bari. Chiar n-am fost să scuze, bro. Dar nu se poate. Nu, stai liniștit, nu e problemă, nu se poate. O facem, o facem. O facem acum, o facem, o facem, o facem. Uite, mă, și asta e echipa bună. Da! Da, chemistry ze. Da, mă, da, echipe gândite, da, da, da. Fac și eu ca Jack, am luat-o pe aia lui Jack. Da, mă, da, da. Echipă gândită. Bravo! 200.000 plus gold, 1 plus ce vând. Bă, ce? Messi, Cam, Son, Striker. Departe. Plec pe Marte, plec departe, tot ce am avut. Na 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 na. Care era un? Upgrade la Messi 95. Nu știu cum să fac cu sunul ăsta să se 10. Da, e tank, mă, sunt și așa. Neymar, Mbappé bun, Semedo bun, Ferdinand bun, Ramos bun, da, mă, da. Și Soko dacă Blanc e tradable. Bă, ai strânge de Zidane aici sau parcă de Zidane aș face. Ai strânge în locul lui Blanc. Pentru că îți trebuie o legendă aici, neapărat. Mai ales că l-are și pe Sonan tradable. Soko Food Birthday. Bă, nu știu dacă e mai bun decât. Cum să joci Messi cam când ai Neymar în form? Păi și cu cine? Unde vrei să joci cu Neymar, bro? Cu Messi. Unde vrei să joci cu Messi? Messi doar cam se joacă. Si sau si... dar nu mai stă ăsta. Messi schimbat. Al 3-3-3, ia să vedem. Da,
E bine așa. Dar de ce? Ce sistem era înainte? Ce sistem era înainte? Ce 4-3-3? 4-3-3 normal? A, 4-3 normal, ok. Mulțumesc frumos de donație. La băieții de pe aici, de pe Discord, o să le fac un pic mai târziu, o să mă uit mai târziu, după ce o să mănânc. Băi, hai, ia câți abonați a făcut băiatul ăsta, mă? 26, 31. Hai să facă 50. Haideți încă 20 de băieți. Încă 20 de băieți inimoși să facă 50 de abonați. Haideți că se poate, mă, suntem 198 de persoane. Laura, abonează-te și tu. Abonați-vă toți din familie de la mine. Încă 20 de băieți. Nu cer mai mult. 20. Uite, ca să ziceți că nu sunt un băiat rău, cu un caracter mizer. Toate că normal, de fapt nu normal. O să fac 5 echipe de aici, de pe comunitate, ca să nu ziceți că sunt un jec de om. Iau primele 5. Primele 5 echipe. Gata, bă, m-am abonat. Ia să vedem. Cine se abonează? Vedeți că mi-apare aici cine se abonează. 42. Haideți încă 8. Încă 8, băieți. Încă 8, încă 8. Aveți link-ul pe chat. Încă 8, încă 8. Deci, 1, 2, 3, 4, 5. Uite. Pun inimioară. 2, 3, 4, 5. Buget 700.000 plus premii gol 3. Formație. 42. Neymar și Benzener Striker. Mbappé, Lam și... Așa. 700.000. De like-uri, mersi frumos. Scoate, poți să-mi arăți și mie unde ți apare? Întreb pentru un prieten. Ce, mă? Unde mi-apare? Mai că frate, unde mi-apare? Așa, de 700.000 aici, ai schimba... Un Varan mai bun, un Varan mai bun și aș strânge de un San Maximin de la șmecher. Scoateți mâna de la Salam. Este Semedo pe CB. Deci San Maximin în dreapta aici. Ăla, Food Birthday. De fapt nu, ăsta de ăla strânge, de Food Birthday, pentru că ăsta joacă în 7 și după aceea de un Varan mai bun. În rest nu prea aici. Banii ăștia. Mergem mai departe, Bogdi. Pa. Buget 500.000 și 4-2 în joc pe Xbox, aș vrea un alt fundaș în locul lui Ramos, deci buget de un fundaș și am 1,3 milioane și te schimbări pe viitor. Varan. Bă, ce se întâmplă? Ce-i mătoase? Da. Varan aici, dacă nu-ți place de Ramos. Varan. Altceva. Oh, bun. Bun, bun, bun de tot. Bun de tot, du-i echipa. Dar nu știu cât e Varan. Stați un pic. Sunt aici. Ah, salut. Bine ai rămas. Uite, lipă Varan ăsta direct și ești tank. Cred că e mai bun decât Ramos. Mi-ai zis tu aici? Nu știu, schimbă pe viitor. Bă, pe viitor... Poate ceva mai bun în locul Douglas, nu știu, un Eusebio, Drive 91. Ceva mai bun în locul Douglas. În rest, nu prea aici. Chiar e echipă bună, mai ales că stai, untradeable ăsta e bun aici, Messi cam e bun. Nu prea, chiar nu prea aici. Vreau și eu review la echipă. Am lăsat link la community. E un Telegram. Bă.
Dar trebuie să înțelegi că au fost alții înaintea ta, au fost alții care au donat, au fost alții care au membru. Și trebuie să le luăm într-o ordine cronologică. Sunt live de 8 ore în acest moment, de 8 ore, doamne, de 3 ore, făcând numai review-uri și crede-mă că am ajuns și eu la o... S-obosit și mai fac doar echipele astea ca să nu ziceți că după aia nu fac deloc de pe comunitate. Și o să închid pentru că nu mai dau același randament. Și v-aș păcări dacă ai sta așa, ia-l pe la acolo, ia-l pe la acolo, ia-l pe la acolo. După cum vedeți, eu încerc, chiar dacă voi nu-mi dați detalii multe, încerc să fac echipele cât se poate de bine. Ce avem aici? Salut, campionule! Da! Padre, un Neymar, Cam, Benedict Striker. Bă, nu știu ce să zic. Nu știu ce să zic, Anderson... $500,000. A schimbat fundașii. În locul de Soion, Cola l-a ajut la Perio. De 500,000, cam atât aș vrea. Și după aia, în locul Maldin, l-a ajut la un Varan. Varan, Team of the Season, ceva de genul ăsta. Dar nu face chemistry, nu un Varan. O legendă, un blank, ceva. Virgil van Dijk, păi și cum facem? Face așa. Da, nu știu, ceva pe fund a schimbat. În rest, aici nu prea ai ce să schimb, că e greu de făcut schimbări cu buget așa mic. Chiar e greuț. Fred, ăștia, azi doi, sunt tradable. Echipă bună. Poate Beneder vândut și luat, strâns de o legendă, atacant, de un Butragueño, de un Del Piero. Ceva de genul ăsta. DSM, salut frate, 400,000, joc 4-3-1, 4-4-2, dacă nu-ți destui bani, poți face ceva pe viitor. Da, cum? $400,000, joc 4-2-3-1, 4-4-2, dacă nu-ți destui bani, poți face ceva pe viitor. 4-2-3-1, 4-4-2, 400,000. $400,000 cu 300, 700 și cu 100, 800. Nu mai spama bro, nu mai spama bro. Ce ești ca BPL Striker, buget 450,000, Greenwood, Son sau la cazet? În fiecare săptămână fac review-uri. Cam așa aș face eu. Corea pe bandă, Rodrigo pe bandă, Del Piero, Butragueño în față. Butragueño cam, nu, Del Piero cam, Butragueño atacant. Și e bine, ăsta joacă în 7. Dar de ce joacă în 7? Cred că e un bug ceva. De ce nu joacă Rodrigo în 10, dacă îmi puteți explica, vă rog? Poi, nu trebuia să mai postez pe comunitate. E lipsă de respect pentru cei care au postat. Corect, frate. Ai un mare unlike de la mine. Dă, frate. Are două roșii. De unde? Aoleu, de la Corea, băi. De la Corea. Am uitat, eu am crezut că ăsta e din Italia. Nu e așa o mare tragedie. Da. Stai un pic să-i răspund Musad Mușatino. Bro! Review echipe, abonați și membri. Abonații sunt 18,000 de inși. Dacă 10% din abonați
Ar, ce 10% mă? 1% mă dacă ar pune din abonați. Dar să nu greșesc. Una, 1% din abonați ar fi 180. Corect? Sper că nu greșesc. 10 sunt 1800. 1% ar fi 180. Și la 1% din abonați mi-ar fi imposibil să fac. Așa că despre ce discutăm? Cred că am revin pe la live la fix, da. Asta aș face eu, tinere bavarez. Da, de fapt l-aș vinde mă pe Corea, nu. Și pe Serghei, trebuie că mi-am uit niște chestii pe aici. Serghei vândut. Corea, nu. De Jong? Nu știu, și aici ceva din Spania. Fekir. Se strânge și de Fekir, na, îl bag pe Fekir aici. Eu zic că e bine. Rodrigo pe bandă cu Fekir, cu toate că ăsta nu are viteză, dar altul din Spania nu există, cu viteză așa mare, cu Traghina, cu Del Piero atacant. Mergem mai departe, la ultima echipă de astăzi, Ivan. Salut, nimic, niciun salut, buget 4.000, formație 4-2-3-1. Andule, te pup, tata, mai și să faci haka ca în Slovacia acum 15 ani? Biță, mă? Nu cred că tu ești. Cristian Miruță, parcă te așa te cheamă pe tine. Biță. Mamă. Da, mă. Crezi că eu sunt fraier? Eu spun și mie ce părere ai de Ronaldo Totti. Bă, e bun și Totti și toți. Nu știu acum care e diferența între ei. Chiar nu știu acum care e diferența între ei, că n-am jucat. Șapte chemistry. Te pup, bine ai venit. Trebuie să scap de unul din ăștia de preferat de Hummels. Nu ai ce francez să iei din Anglia. Mbappé switch cu Baka. De ce? Nu știu ce soluție aici să avem la Upamecano ăsta. Hai să vedem 4-5-1. Deci, Neymar. Bă, strânge de Sancho. Nu. Nu pot să joc. Nu, deci nu concep să joc cu Upamecano, nu știu. Nu pot. Orice s-ar întâmpla, nu pot să joc. Așa, un fundaș francez.
Deci fac așa, nu fac așa. Dar până... Nu-mi place mie ce are pe Pamecan, nu-mi place mie. Aici, cu părere de rău, spun Alison, dacă chiar că e dărâmat. Aia 100.000. Aia. Cam asta ar fi. Încă o zi de review-uri terminată. Mamă, nici că mă joc FIFA nu ține atât live-ul 3 ore și 11 minute. Mamă! Mamă mia! Mamă mia! Bă, vă mulțumesc tuturor celor care ați intrat astăzi să... Andu-i, te rog frumos, mi-ești mie, că sunt foarte prost. De ce sunt buguite toate meciurile Praga? Am 9 meciuri de divizia 3 pierdute. Salut, Aliuță Beto! Bă, nu știu. Chiar nu pot să-mi dau seama. Mulțumesc frumos, băieți, tuturor celor ce au fost pe live și mulțumesc tuturor celor ce au la membru. Vă aștept pe Discord. Încă o dată vă arăt. Intrați pe Discord, ceea ce trebuie să faceți voi. Click dreapta pe Discord, pe serverul meu de Discord, pe care l-aveți în descriere. Server settings, integration, un draft ceva. Pe acum am terminat, mă, să-mi rup bubuie cap. Și aici băgați contul vostru de YouTube și să fie sincronizat cu Discordul. Și după ce ați intrat aici, scrieți direct la membrii frumos, salut, salut, ceva, vreau așa. O să am rugămintea să păstrăm pentru membrii o zi doar de review-uri, o să schimb eu din de săptămâna viitoare sau peste două săptămâni, o să fie doar review-uri pentru membrii pe canal, nu o să mai fie și ca să nu mai ziceți că după aia sunt un bulangiu notoriu, nu o să mai pun acel link pe comunitate, îmi lăsați aici echipele pe Discord, la membrii și aici o să fac review-urile. Plus ce donații vor veni, dacă vor veni. Dar o să ținem aici pe Discord. Așa, ne punem în full screen. Ne luăm la revedere de la oameni. Vă mulțumesc frumos, băieți, pentru tot suportul și că a stat pe live 3 ore. Subțire pe like-uri, am șomat ca întotdeauna. 75 pe like-uri, pentru că nu m-am mai spamat. Dar o să ne vedem mâine. Dacă aveți pachete, scrieți-mi pe Discord sau pe Facebook sau pe unde vreți voi, dar de preferat pe Discord ca să le văd și eu, pentru că am foarte multe mesaje pe celelalte rețele. Deschidem pachetele mâine la ora 5, mereu la ora 5. Salut, Sergiu, salut! Și o să continuăm vineri, Weekend League-ul, sâmbătă, duminică și tot așa, mai departe. Mersi frumos că a stat pe live alături de mine. Ne vedem mâine, pachete, nebunie, Weekend League. Vă doresc o seară minunată, vă salut cu deosebit respect. Pa!